Da, oameni buni, doamnelor, domnilor, fanaticilor, bine ați venit la o ediție specială de data asta de Fanatic Superliga, într-o ediție unde o să discutăm, bineînțeles, și de sport, însă o să facem și politică, dar cel mai important o să discutăm lucruri care vă interesează pe dumneavoastră, oamenii din București și în special locuitorii sectorului 3, pentru că am luat o decizie. Asta este prima serie de emisiuni pe care o inaugurez aici la Fanatic, în care voi aduce și gospodari, și primari. Și dacă vreți și oameni politici, da? Oameni care vor candida la prezidențiale anul viitor, o să vedeți toate numele grele aici la mine la Fanatic și începem în forță. Chiar avem un invitat interesant și un bun gospodar. Nu știu acum cum e, acuzații, neacuzații, tot ce am mai văzut și scriu. Ați văzut, oamenii au votat și l-au votat în proporție covârșitoare. Unul dintre cei mai importanți primari din România este alături de noi. Este vorba de primarul sectorului 3, domnul Robert Negoiță. Bună ziua și bine ați venit. Vă salut cu respect. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Cu mare drag. Da. Deci, v-am spus, avem treabă, începem să mergem și pe linia asta, pentru că m-am hotărât să pun numărul foarte serios, eu ca jurnalist, la tot ceea ce înseamnă investiții în sport ale primarilor și ale oamenilor politici, ale guvernului, ale lui Ciolacu și așa mai departe. Vreau să se bage mulți bani în sport, vreau să se bage mulți bani în primăriile de sector în sport. Vreau ca oamenii să aibă unde să facă sport, vreau ca oamenii să aibă un sector frumos, să aibă o țară frumoasă, să aibă un București frumos și pentru asta stăm de povești și dacă trebuie, punem și presiune. Vor fi foarte multe lucruri astăzi care o să le discutăm cu Robert Negoiță, lucruri legate, v-am spus, și de sport, dar și foarte multe lucruri legate de administrație, de tot ceea ce înseamnă politică, pentru că până la urmă toate merg mână în mână și știți cum e, se împletesc, da? Nu merge sportul fără politică, politică fără sport și până la urmă totul trebuie să ducă la un nivel de trai mult mai ridicat pentru oameni și acum discutăm în primul și în primul rând despre cetățenii din sectorul 3. Fiți atenți, domnul Negoiță. Acum vreo 3-4 zile, m-ai înțeles, să-mi iau eu picii, am gemeni, băia și fată, Robin și Iris. Așa, mulțumesc și dumneavoastră, așa, dacă aveți sau dacă nu nepoții, da? Să vă trăiască, să vă dea Dumnezeu să ne... Și le zic la nepoți, zic, bă, ce facem în weekendul ăsta? La care nevastă mea zice, băi, hai la minorul. Zic, la minor, zic, ce e ăla mare, zic, făcut acolo, dar zice, hai la minor. Și am fost la minor. Băi, frate, ce ați făcut acolo? Domn, felicitări. Mulțumesc. Noi încep, cum să spun, o să vă pun și întrebări grele, că aveți emisiune grele, o să aveți emisiune grea. V-am zis înainte și știți ce mi-a zis? Cum mi-a zis? De-abia? De-abia aștept, da. Așa. Da, domne, nu, îmi plac nu, hai să vă spun ceva. Dificile. N-am cum să nu încep cu lauda asta. Domne, ce ați făcut acolo? Domne, zici că ești în povești. Și m-am dus cu picii. Deci am stat vreo 7 ore. Domne, ați făcut, zici că este, îmi spunea, fiii mea e moartă cu Frozen, cu filmul, cu... Ai și zice, tati, zici că e regatul de gheață, îmi zicea. Domne, tati, zice, n-am mai văzut, n-am mai plecat 6-7 ore. Păi, dar ce v-a venit să faceți din măgăoaia aia o ferie? Efectiv o ferie, Winter Wonderland. Deci dacă fiii mea, Iris, zice, tati, zici că stă în regatul de gheață și pe cuvânt, totul ne-a plăcut. Ne-a plăcut mult de tot și v-am zis, treabă bună de tot ați făcut cu asta. Nu știu cu altele, o să le mai discutăm, dar eu vorbesc strict că mi-ați făcut fericiți copii. Doamne, asta e important. Ajută, mă bucur. Care-i povestea? Mulțumesc mult. Povestea este că atunci când am ajuns primar, din primul moment de când am ajuns, am fost în permanent contact cu cetățeanii. Și în fiecare an, cel puțin de 2 ori, iau tot sectorul la rând și facem întâlniri. Mai puțin în perioada de pandemie. În rest, am făcut în fiecare an de cel puțin 2 ori. Ei bine, de fiecare dată când ajungeam în zona acolo, în zona Republica, cetățenii nu-mi reproșau, dar solicitau chestia asta. Dom'le, găsiți o soluție, o groapă de gunoi acolo, era o nenorocire. Câini, pisici, șobolani, niște suedezi care furau fier de pe acolo, niște... Vorbesc serios? Da, suedezi cu fuste largi. Da, înțeles, da. Așa, care, mă rog, mulți de gunoi. De altfel, chiar acolo, în interior, avem un meș, dar și pe net se găsesc poze și la noi pe site, cum arăta hala când am cumpărat-o noi. De fapt, nu e vorba doar de o hală, ci e vorba de o întreagă proprietate de aproximativ 14 hectare, cu mai multe clădiri, din care cea mai mare este hala la minor pe 7 hectare. Și ca să ne înțelegem, hala la minor este a 2-a clădire ca mărime după Casa Poporului din România. Nu pot să cred.
De-aia am stat atâtea ore, că nu ne-am pierdut la un moment dat. A doua clădire după Casa Poporului? Da, dumneavoastră, ce ați văzut acolo, partea de târg... Uite imagine. Mai mult. Uite, astea se așa imagine. Era. Așa era, ce era, da. Evident. Că tot ați adus vorbă. Deci partea... nu pot să cred, în halul ăsta arăta. Nu cred. Fix așa era când am luat-o noi. Domnul Negoiță, în halul ăsta arăta? Fix așa. Deci, păi ai spus rău. Imagini făcute cu inteligență artificială? Să dea mai bine? E sau dintr-un ce? Film de groază. E, pe, imaginile nu astea. Cred, astea așa arăta hala? Fix așa, când am cumpărat-o noi, fix așa era, că de aceea cetățenii ne solicitau să intervenim, să facem ceva. Și revin. Dumneavoastră, ce ați văzut acolo, partea de târg, e undeva la 10% din hală, din casă. Mai e undeva... 10-12% din casă. Mai e partea de concerte, care undeva împreună se duc pe la 30%, dar dumneavoastră 70% din casă n-ați văzut-o. Incredibil. Deci unde sunt meșurile alea, de fapt, de acum încolo urmează încă pe atât și pe lung și pe lat. Așa. Paranteză scurtă, să nu vă pierdeți. Ce vreți să faceți acolo în restul de 70%? Imediat. Da, cei care o dețineau, pentru că e foarte... ea este monument istoric categoria 1A. Este vorba de istoria României, este vorba de un bun de patrimoniu național. În consecință, de toate aceste clădiri care sunt de patrimoniu și care nu pot fi recondiționate decât într-un anumit fel, cu anumite materiale și cu anumiți specialiști, devin foarte costisitoare. Ori privații nu sunt foarte încântați să bage bani în ele. De aceea o să vedeți că o casă care este declarată, care e listată ca patrimoniu, o să o cumpărați la mai puțin de jumătate valoare, preț, față de aceeași casă, dar care nu e listată la patrimoniu. Pentru că cea care nu e listată te costă mult mai ieftin, să mult mai puțin să o renovezi, să o reabilitezi, să o consolidezi. Ei bine, noi când am cumpărat-o, am făcut expertiză pe ea. Expertul aveți ne-a spus că este în pericol de colaps. Stă să cadă. De altfel, parte din ea era deja prăbușită, vreo 4.000 de metri pătrați, erau deja prăbușiți. Erau jos, n-am mai putut recupera nimic, am reconstruit de la zero. Ei bine, și atunci era obligația noastră legală, fiind proprietari, să o reabilităm, dar lăsând la o parte obligația legală, e obligația morală, e vorba de istoria României. N-ai cum să lași așa ceva să moară. Să se ducă pe râu în jos. Da, și atunci noi ne-am implicat și am muncit acolo. Iată, avem mai bine de 6 ani de când muncim. Ați parcat în parcare, nu? Da. Ce ziceți de parcarea noastră? Aproape 1700 de locuri de parcare. Bănuiesc că vă pierdeți în ea. Mi s-a părut o imensitate. Exact. Sub toată suprafața este parcare. O parcare enormă la care am muncit foarte mult. Am scos de acolo milioane de metri cubi de beton armat, pentru că acolo erau cuptoare, erau spații tehnice, erau tot felul de chestiuni, pentru că acolo a fost cea mai mare hală la minori. Era la un moment dat cel mai mare la minori din Europa. Ok. Deci eu sunt foarte fericit că am reușit să o aducem în stadiul în care o vedeți. Și încă ceva, uite, vedem imagine. Ați făcut cel mai frumos târg de Crăciun din România. Mulțumim. Cel mai frumos, de departe. Deci v-am zis, ai mei, dar și noi, că și noi suntem copii în sufletele noastre. Și noi, eram cu nevasta mea și nu mai știai unde să te uiți. Adică chiar ați făcut, nu știu, cât a costat tot? Cât a costat toată investiția? Toată investiția tot. Cu cumpărat cu tot, tot. Cred că undeva la 80 de milioane de euro. Cu tot. Bun. Da. Și ca să faceți târgul ăsta minunat, ca în povești, de zici că ești la Viena sau unde vreți noastră, zici că ești în țara lui Frozen, cât v-a costat partea de Crăciun? Tot ce ați făcut de Crăciun? Foarte puțin, foarte puțin. Nu știu, discutăm de câteva 100 de mii, 200 de mii de euro. Ceva. Doar atâta să faceți toate decorațiunile și toate astea, toată nebunia asta? Nu a costat mult deloc. 200 de mii de euro pentru toată frumusețea asta? Nu cred că am dat atât. Nu știu să vă spun exact acum, dacă vreți vă... Deci nici măcar 200 de mii de euro? Nu cred că am dat atât. Pe decorațiuni, pe brad, pe toată nebunia de acolo? Pe tot. Deci bradul ăla pe care îl vedeți acolo ne-a costat 3.000 de euro. Așa puțin? L-am cumpărat din Suedia la banii ăștia. Așa? Deci bradul care e brad natural ne-a costat vreo 3.000 de euro. Bradul din față ne-a costat, de asta care se vede acum în imagine, cred că ne-a costat 7 sau 8.000 de euro. Da, sau poate că e mai mult, dar nu mai am mult înțeles, de 25-30. Am înțeles că nu e, că nu stăm la virgulă. Așa?
După care sunt chestiuni foarte simple, gen Ieslea, gen Osanie cu Moș Crăciun. Și toată frumusețea asta nu va costa nici 200.000 de euro? Să faceți lumea atâta lume fericită? Din ce știu eu, nu ne-au costat, dar atenție, aceștia nu-s bani pierduți, ăștia-s bani investiți. Da, normal. Pentru că îi folosim și anul alt. Normal, logic. Okay. Iar el, hai să fim conștienți că el arată așa, e prima ediție. Anul viitor, vă asigur eu că va arăta incomparabil mai da? Bine. Pentru că e prima dată când am făcut un târg de Crăciun. Aveți patinoar, aveți... Domne, deci da, nu, da. Ați făcut oraș în oraș. Nu, e oraș în oraș, niciun fel de exagerare. Ei bine, da. Și acolo vom avea inclusiv caruselul nu e al nostru, ca să ne înțelegem. Da. Caruselul e adus de cineva. Da, închiriat, probabil, normal. Cum se face probabil și la târgul de Crăciun tradițional de la universitate, unde se percep niște taxe, oamenii își pun, bănuiesc că așa face și noastră, nu? A, bineînțeles. E logic. O parte semnificativă din investiția de care am făcut vorbire ne-a recuperat-o deja, că noi am închiriat tot acolo, căsuțe și toate cele, parteneri care vin să ne plătească pentru asta. Asta zic, da. Da. Ok, încercăm să o ducem. Bun. Deci la anul va fi mai spectaculos? Incomparabil. Da? Deci vă asigur că anul viitor, ce va fi anul viitor de Crăciun, da. Nu va vedea, are nicio legătură cu ce ați văzut. N-a văzut România ce va fi anul viitor? Bă, foarte probabil că așa va să fie. Da? Aha. Apropo, să rămânem puțin în actualitate, ce pregătiți acum pentru Crăciun? Aveți ceva special? Pentru că vine Crăciunul. Crește, știți cum e, interesul crește, nu știu, concerte, ceva. Da, am avut permanent. Știu, dar, nu știu, aveți ceva, nu știu, ieșit din comun? Mai multe pe zi, adică mai multe evenimente culturale în fiecare zi. În weekend obligatoriu avem și avem din ce în ce mai mari, dar în mod special de Crăciun, pentru ziua de Crăciun, de obicei ziua de Crăciun se cam face în familie. Noi nu ne bazăm pe faptul că vor fi foarte mulți vizitatori. Probabil sâmbătă vor fi mai mulți. Sâmbătă, duminică. Da. Zilele dinainte de Crăciun. Da, vine moșul, mă gândesc, nu? Iată. Da, va să fie. Da? Cu concerte, cu de toate. Dar, bun, le avem și pe site, dar lăsăm și surprize. Da, să fie și surprize. Așa, iar tot aici, pentru că spuneam că aici este doar o mică parte, de dincolo de perdeaua aceea neagră pe care o vedeți, noi acolo construim din greu, acolo punem sediul primăriei cu toate societățile, cu toate subordonatele și pregătim spații acolo pentru că noi vrem să facem un fel de hub social. Uh-huh. Hub social care să aibă și un hub administrativ. Pentru că va fi pentru prima dată și eu nu știu să mai fie vreo instituție publică din România care să aibă totul în același loc. Ceea ce este eficient pentru noi, dar foarte important, este foarte confortabil pentru cetățean, care își rezolvă totul în același loc, de la stare civilă. Deci veți eficientiza totul la virgulă. Adică omul se duce într-un loc și și-a făcut tot. De la A la Z. Rezolvă tot. Da. Practic, de la stare civilă, la evidența populației, la social. Da. Cred că va fi o premieră pentru locală. România, nu? Da, da, nu? Ceva de genul ăsta, da. Am înțeles. Am o întrebare. Bănuiesc că, știu eu, că orice, iubiți Crăciunul, nu? Cred că sunteți nebunii după Crăciun, nu? Eu nu sunt așa de cu sărbătorile. Pe de o parte, nu, ca orice copil care e aici, normal, știți cum e. În mod evident, da? În mod evident. E o chestie, eu ascult muzică de Crăciun acum, colinde și așa mai. Îmi plac. Da. Am cântat muzică de colinde și așa mai departe. Dar în același timp se suprapune și pe o insatisfacție a mea când am prea multe zile libere, nu o simt prea bine. Da, nu, a? Uman așa, a? Eu ca persoană, adică sunt o persoană hiperactivă și în perioada asta de sărbători e destul de complicat în ce mă privește pe mine. Adică de ce? Că n-aveți de muncă sau ce? Glumiți sau ce acum? Nu, deloc. Adică chiar sunteți bum, bum, bum? Și deci, de-aia nu vă place Crăciunul că sunt prea multe zile libere? Da, ați înțeles foarte bine. Deci pot să vă spun că atunci când am intrat în zona asta de management privat, e adevărat, la început, 8 ani de zile, și credeți-mă, e real, 8 ani de zile nu mi-am luat concediu deloc. 8 ani de zile. Și mi-amintesc că primul concediu pe care mi l-am luat am fost în Spania o săptămână. Iar în săptămâna aia am vizitat toate fabricile de pe coasta Mediteranei cu fabrici de
De toate, dar mai ales de ceramică, pentru că atunci eram pe partea de comerț și vroiam să intru și pe partea asta de ceramică și am studiat cât am putut de bine piața, deci am folosit practic atunci, în real, ăla n-a fost concediu, că în fiecare zi eram la fabrici pe acolo. Am înțeles. Și cam ăsta mi-e felul. Am înțeles. Foarte bine. Bravo. Asta e bine. Avem nevoie de oameni care asta să facă. Să muncească pentru comunitate. Că de-aia sunteți acolo. Să munciți. Nu să stați, nu vă supărați, să jucați table cu prietenii sau să stați prin Maldive sau pe la Monte Carlo. Nu? Trebuie să munciți. De-aia oamenii v-au pus acolo. Ca o încredere. Când v-a venit ideea să faceți Dita Mai Târgu ăsta de Crăciun? Care, repet, cred, dumneavoastră, ce ziceți? E cam cel mai frumos din România acum? Vă întreb așa, după părerea noastră. Sunt târguri tradiționale. Haideți să fim realiști și corecti. Realism, vă întreb. N-am fost să văd. Dar din București? Dar este foarte probabil din București să fie cel mai bun și cel mai ofertant. Dar e puțin probabil ca noi la prima ediție chiar să fim wow, astfel încât să batem tot. Înțeles. Cu siguranță că avem aspecte pozitive în care din anumite puncte de vedere batem tot. Dar nu știu dacă per total batem tot și mi-e greu să fac o astfel de afirmație. Dar în București cam... Foarte probabil că pe București să știți că am primit multe informații sau opinii de genul, domnule, am fost, le-am văzut pe toate. Cala la minor nu e. Dar eu personal n-am fost să le văd pe celelalte și de asta m-aș abține Da. Cum v-a venit ideea să faceți asta de Crăciun? Înainte de orice, noi vrem să ridicăm zona respectivă și să punem pe harta această investiție. Oamenii trebuie să vină să o vadă. Ca orice, deci Hala la Minor e un muzeu, noi trebuie să înțelegem treaba asta. Dumnezeu, un monument istoric, el este, are valoare de patrimoniu. Noi mergând și vizitând această clădire, suntem mândri că suntem români. E complicat să vezi așa ceva. Mă scuzați, mai aud și eu pe cineva care spune cu toată gura să fim mândri că suntem români, că am pierdut-o. În sfârșit, văd și eu un om normal. Dar bine, Doamne, oricum ajută, vă văd că sunteți un om normal. Mulțumesc. Dar în sfârșit văd și eu un om care zice, domnule, să fim mândri, parcă ajung să ne fie frică și frică să zicem că suntem, să fim mândri, pe cuvântul meu. Vă rog. Dar știți că în afară de perioada anilor 90, o perioadă foarte complicată, eu n-am avut în anii 90, într-adevăr, haideți să fim onești, aveam o dificultate, România era rău, dar România, din punctul meu de vedere, este pe o direcție corectă, am făcut pași mari. Astăzi România, lui 2023, început de 2024, are prea puțină legătură cu România lui 2000, nu vorbesc de 1990. Vorbesc de 2000. Deci România, apartenența la Uniunea Europeană și la NATO a făcut ca România să aibă un explodeze, salt. Practic, da. Și eu sper că nu sunt lipsit de realism, dar știu de unde am plecat. Mi-amintesc când am plecat în anii 90, am plecat să muncesc în afara țării. În România salariile erau undeva la 200 de dolari. În anii 90? Dumneavoastră în afara țării? Pe șantier. Da? Deci am muncit pe șantier și în Iugoslavia și în Franța. Da. Ați cărat pe șantier betoane? Orice. Am făcut orice pe șantier. Am cărat și la roabă. Nu mi-e jenă, nu mi-e rușine. Știu. Vai de câți ani aveți? 27. Glumesc. 51. Nu, câți ani aveați atunci? Acum. 19 ani aveam. Atunci când v-ați dus. Când am plecat prima dată din țară, aveam 19 ani și fratele meu 17. Frate Ionuț. Ionuț. Da. Și am plecat amândoi și am tras la roabă și am tras la lopată și am tras pe șantiere și am muncit din greu. Da, din greu. Dacă vreți, vă arăt cum se tencuiește, vă arăt cum se dă glet, vă arăt cum se pune greu. Și Ionuț, fost un patron de la Dinamo? Da. Am muncit împreună din greu. Da, serios? Foarte serios. Tu, pe salarii din alea, na, că era greu de tot. Deci față de România era Dumnezeu. Adică erau salariile, salariile în vest față de România erau de la ori 7 în sus. Eu știu, dar și munceați ori 7 în sus. Dar n-am fugit niciodată de muncă, să știți că noi și în România eu fac de la 14 ani, eu dau bani părinților mei, părinții mei trăiesc. Pot confirma. Să fie sănătoși, să vă trăiesc. Doamne ajută, asemenea vă doresc. Am muncit de la 12 ani, începând de la 14 ani, nu că nu le mai ceream bani părinților mei, eu le dădeam bani.
Și e pe real. Adică, pur și simplu, într-o seară eram la masă și aveau o discuție că au de rezolvat ceva dacă n-au bani. Și aveam o camera de musafiri, camera de la stradă, camera de musafiri, pe care o proiectaseră cu sobă, făcuse coșul pentru sobă când au construit casa, da, dar n-au apucat să facă sobă și au lăsat-o așa, n-au mai făcut sobă la camera de oaspeți. Uh-huh. Ok, dar coșul exista și aveau o ușiță de vizită pe unde o goleau și eu acolo am găsit că fiind curat, nu era funinge, încă nefiind sobă, era nefolosit, acolo mi-ascundeam eu banii. M-am dus, am băgat mâna mea de copil acolo și am scos un fișic de 10.000 de lei și m-am dus și i-am pus pe masă. Eu, la 14 ani. Bani făcuți eu cu fratele meu. Da. Aveam, taică meu avea drujbă, ne-am învățat să lucrăm cu drujba și eu cu fratele meu mergeam cu și... Ionuț, nu? Cu Ionuț, da? Da, eu cu Ionuț mergeam și tăiam lemne prin sat și prin satele vecine, până la 10 km, pe o rază de 10 km, mergeam cu trenul, că eram minor, n-aveam permis, nu puteam conduce mașina, dar le puneam cu tranis, cu dalea și mergeam prin sate. Și treceam de la vecin la vecin, toamna și iarna, era o veselie, făceam bani. Și ce au zis părinții? Ne-au încurajat. Nu, când le-a spus fișicul de 10.000. Nu era o surpriză, știau că avem bani. Deci mi-amintesc că cei mai mulți bani am făcut într-o zi, eu și cu Ionuț, 900 de lei. L-a tăiat cu drujba? Da, bani făcuți într-o zi, de dimineața până seara, 900 de lei. Vă pricepeți un salariu de profesor era cam 1.000-1.200 de lei. Da, nu pot să cred, ați dat cu roaba, vă pricepeți la gled, ați fost în străinătate. Oricând dau probă de lucru. Serios? Și Ionuț la fel, e priceput da, și el? Da. Da, am muncit pe șantier. Asta ne-a ajutat foarte mult. Ionuț la ce e mai priceput, că-s curios? La orice. El ce e? Dă cu gledul? La ce e specialist? De la gled, la trafalet, la var, la tencuială, la gresie, faianță, la orice. Pune mochetă. E bun, bun, fratele meu. Deci cine vrea să fie patron, e peorativ asta. Cine vrea să facă normal management, să fie lider și să conducă oameni în construcții, fără să știe să dea gled sau să pună faianță și să dea cu mistria pe perete, crede el că îi conduce. Pentru că dacă nu știe ce se poate normal, face acolo, da, nu știe normal ce să ceară. În cât timp renovați un apartament dumneavoastră cu Ionuț, dacă vă apucați de treabă? Un apartament normal. Depinde ce e de făcut. Să zicem, vorbim așa de dragul discuției. Dacă nu e o chestiune... foarte complicată. Da, adică să trebuiască să-i dai jos gresia faianță, că de multe ori să dai jos e mai complicat decât să pui alta în loc. Așa... O săptămână ne jucăm cu el, dar repet, e totul la gata. Bravo, vă. Chiar. Nu. Da, da, cred, vă cred. Deci, da. Am înțeles. Exemplu, dați test, adică n-aveți da, o problemă. Da, îmi dați, dumne, uite, ăsta e, uite aici, ai material pentru gled. Ai de dat gled pe ăsta. Da. Casa de vis. N-am mai pus mâna. Casa la cheie sau cum e aia la ProTV. N-am mai pus mâna pe gled de zeci de ani, ca să ne înțelegem. Dar e ca mersul pe bicicletă. N-ai cum să-l uiți. Bun. Haideți să închidem cercul cu hala. Cum v-a venit ideea pentru Crăciun, că ați început să spuneți că ați vrut în primul rând să creșteți zona? Cum v-a venit ideea să faceți frumusețea asta care e acolo? Și credeți-mă, vă invit pe toți, duceți-vă la Minorul, la acest Winter Wonderland. Este chiar Wonderland, e de vis, oameni buni. Deci duceți-i pe copii, pentru că o să se întoarcă acasă cei mai fericiți din lume, o să-i faceți cei mai fericiți. Ai mei, deci ne-au zis și mie și lumea, tati, mami, vă iubim, vă adorăm când am ajuns acasă. Este magie, magie în stare pură. Da? Deci duceți-i, că e până când e? Până în 31, nu? Sau până când? După. Și e foarte probabil pentru că nu ieși, nu avem solicitări să-l ținem mai mult. Nu, dar vă spun ceva, jur că nu fac reclamă, n-am nicio treabă, nu, vă spun, duceți-vă copiii. Deci dacă nu vă duceți copiii, în primul rând pierd copiii și pierdeți noastră. Magie în stare pură. Zici că ești lângă Moș Crăciun. Mai ai puțin bazi la ușă și vine Moș Crăciun și zice, hai la mine, că uite, ți-am făcut niște jucării. E super. E super. Dar e Moș Crăciun acolo. Păi nu. N-ați dus casa da, Moș Crăciun? Ba da, dar vine moșul și te scoate. Te scoate moșul, te ia de mână. Exact. Alea. Da. Păi mine m-a recunoscut moșul și mi-a făcut zice. Așa. Deci să închidem ideea asta. Deci de ce ați făcut frumusețea asta de târg de Crăciun? Când v-a venit ideea? Sau care e ideea? Bun. Pentru că societatea are nevoie. Da. Prea ne ducem cu toții. Deja centrul Bucureștiului este blocat.
prea multe se întâmplă în centrul orașului, ceea ce nu este în regulă. Ați văzut care este argumentul de ce Bucureștiul a fost eliminat din concursul pentru orașul cultural al Europei? Nu știu. Vă recomand să citiți. De ce? Totul se întâmplă doar în centru. Cartierele nu există din punct de vedere cultural, din punct de vedere, de vedere entertainment. Nu e deloc în regulă să facem totul la kilometru zero. E absurd. Blocăm orașul ăla și din perspectiva circulației, dar mai ales din perspectivă poluare. Nu mai poți să trăiești. Este o strategie proastă ca să nu spun falimentară. Că n-am găsit un termen mai potrivit decât falimentară. Că te sufoci. De aceea este nevoie să dezvoltăm mai multe centre. Ok, în consecință e o zonă cu mare potențial. Sunt acolo sute de hectare nefolosite corespunzător. Noi când am făcut puzzle-ul de sector, pentru că din nefericire și o spun cu mult regret, Primăria Generală nu e în stare să facă planul urbanistic general. Vă vine să credeți că Bucureștiul nu are un plan urbanistic general, adică un document urbanistic valabil de vreo 15 ani? Prietenul dumneavoastră, credeți? Domnul Nicușor. Iată, frățiorul și, dumneavoastră. Și la disperare, noi sectoarele am făcut puzuri. Noi în aceste... V-ați luat soarta în mâini. Că altă variantă n-am avut. Da. Adică ne-am săturat să stăm așa în incertitudine fără să avem ceva concret. O documentație, o reglementare urbanistică corectă și actualizată. Ok, și valabilă. Ok, noi în planul nostru urbanistic zonal, pe care l-a atacat și l-a desfințat Primăria Generală, adică ei care l-au emis, că ei l-au emis, așa. Ei sunt specialiști în desfințări de orice. Da, până și până și palmierii. I-am văzut, râdeam că mă scoteau palmierii într-o zi la un moment dat. Doamne, zic, ce țară, te-am făcut cruce. Așa, vă rog, terminați. Ce ziceți că omul nu e în stare să planteze două păpădii? L-ați văzut asta să planteze vreodată? Da. Nu e în stare să planteze două păpădii? Nu, că nu l-am văzut. Nu, două fire de iarbă, să zică, uite, fiți atenți aici, București, m-ați ales, sunt primar general, pentru care cunoștință, uite, am două fire de iarbă. De păpădii. Nu știu, de păpădie. Da. Două păpădii, astea veniți și ne închinăm cu toții acelor păpădii pentru că spuse de primar general. Ele nu există, că nu e în stare să le facă. Dar pentru că noi am pus niște palmieri, da, care arătau foarte bine și... Ok, mie îmi plăceau. Gusturile, evident că nu. Bineînțeles, da. Dar tot în zona acolo noi am plantat sute de copaci. Da. Bine, mie da. Nu-mi plăceau. Mie nu-mi plac. Mie mi se pare că palmierii în București nu prea se pupă. Mie așa mi se pare. Pentru că noi avem alt stil de capitală. Dar nu asta discutăm. Nu discutăm. Hai să nu desfințăm principiul de a face. Adică asta e beleaua la noi. Că noi desfințăm orice facem, smulge-i bă de aia. Lasă-i bă, i-am foarte făcut. Bună apa asta. Cum? Permite să mai iau o gură de apă. Aqua Carpatica, domnul Jean Valvis, dar chiar vă place? Chiar da. Chiar nu serios acum? Nu glumesc deloc. Ok. O să spuneți de unde cumpăr. Da. Păi, dă pe la astea, cum n-ai vrea zice, Kauflanduri, Carrefour-uri, cum? E peste tot. Da, aia e bună. Aia. Uite, vă mai aduc încă una din aia. Vă place strawberry? Căpșuna, da, vă place? Da. Bine, o să vină. Vine imediat una cu flavor de căpșună. Dar e că e bună acum, fără glumă. Este foarte bună. Da, nu e, credeți-mă, e top. Păi ajuns să vândă cât Pepsi. Doamne ajută. Mă rog că nu știam de ea, dar mi-am notat și acum o să un om genial. Jean Valvis. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa. Dar apropo de palmieri. Dom'le, apropo de palmieri. Cum se pupă palmieri în Târgu de Crăciun? Că am văzut palmieri în Târgu de Crăciun. Asta cum de v-a venit? În această casă enormă, da, acei 4.000 de metri, aproximativ, aproape 4.000 de metri care erau prăbușiți, noi am zis, cum să facem noi ca această clădire să fie cât mai atractivă posibil? Și în dialogul nostru și în comunicarea noastră cu cei de la monumente istorice care ne-au avizat orice am făcut acolo, am reușit să-i convingem să fie de acord ca partea asta care a fost prăbușită să o marcăm, să fie mai diferită de tot restul casei, în sensul în care acolo să nu mai avem deloc alt tip de acoperiș și să fie doar sticlă. Deci imaginați-vă că acolo este o seră de 4.000 de metri pătrați. Știți ce înseamnă 4.000 de metri? O imensitate. E ceva semnificativ. Și am zis, măi,
dacă tot avem temperatură controlată în interior și evident că trebuie să avem multă vegetație, că dacă vreți să facem o discuție de ecosistem, facem o discuție despre casă verde, eficiență energetică. Asta stați bine, că am văzut că revista Forbes v-a dat cel mai verde sector din București. Păi ați chiar de departe, de departe, da, mulțumim da. Mult. Chiar așa. Departe cel mai verde. Da. Așa, am zis că ar fi mare păcat să punem plante, aceleași plante pe care le ieși afară. Corect. Și am zis, hai să punem, având temperatură controlată, hai să punem niște plante care nu trăiesc afară, pe care nu le vezi aici în România, dar plante interesante. Știți cum vin oamenii și pun mâna așa pe frunza de banan, că nu-i vine să creadă că e naturală? Da, 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 da. Dar ați văzut bananele, ciorchinele de banane nu. În pom? Nu, asta n-am mai văzut-o. Da? N-ați știut să vă uitați? N-am știut, dar există banani în hala la mine. Care au făcut rod. Cu ciorchin de banană. Da, așa. Avem portocal, lămâi, măslin. Dar asta nu înțeleg. Palmierii cu târgul de Crăciun. Aici am dă puțin cu virgulă. Dar ce era să le facem? Că vine târgul de Crăciun. Adică ce era să-i scoateți, nu? Asta zic. A? Ce era? Da, dom'le, ce vreți? Da. Canicușor să mă apuc să-i smulg? Moment. Dumneavoastră a făcut vreodată revelul la în Dubai? Da. Păi și n-am văzut să fi dat palmierii jos. Ați făcut-o printre palmieri. Da. Și printre moș Crăciun. Și nu va veni greață de palmiere. Nu, mi-a plăcut. Aia zic și eu. Da, nu mi-a plăcut, doar trebuie? Că suntem în România. Da, un moment. Haide ca să ne înțelegem așa. Ne luăm în calcul că s-ar putea, ca unii concetățeni de-ai noștri, să nu-și permită să meargă de revelion în Dubai? În Dubai? Ne luăm în calcul. Asta e o întrebare așa mega retorică. De exemplu, eu nu-mi permit din perspectivă timp. Nu că n-aș avea bani de bilet de avion, bine, dar nu-mi zicea, permit ca timp. Dacă îmi ziceați că n-aveți bani, m-ați înțeles, bă, mai beam o aqua carpatica da. Până resuflate. Ok, deci nu se pune problema. Dar n-am posibilitatea că n-am timp să fac chestiunea asta. Și atunci, de ce n-aș face și eu, de ce n-aș bea un pahar de vin fie sub un palmier? Dar ce aveți cum? De ce? Eu de ce să nu pot să fac treaba asta? Am fost de revelion în Australia. Da. Și am văzut revelion făcut în pantaloni scurți, în șlap și în tricou. Revelion cu artificii, noaptea, cu o chestiune foarte specială și foarte diferită. Și oamenii știau să se bucure de revelion spiritul în acele contează, condiții, domnul Neguiță, în acele condiții contează, de 30 de grade. Corect, corect, sunt de acord. Așa că nu cred că atenție, suntem plini de brazi cu cetină, cu miros, cu totul tradițional. Dar evident că avem și banane, și portocale, și mandarini, palmieri. Și măslini, păi și așa bine, mai și nici departe. Nici nu putea să scoateți palmierii că venea Crăciun. Acum nu suntem nebuni. Asta zic și eu. Nu suntem oameni nebuni. Dar, sincer, evident că e o chestiune de gust. Mie îmi plac foarte tare. Vă place Crăciunul la palmieri? Mie îmi place să avem diversitate. Bravo. Și să avem ceva special, ceva diferit. Dar, repet, anul acesta n-ați văzut mare lucru. Spectaculos veți vedea anul viitor. Plantele doar ce au fost plantate cu câteva săptămâni, luni înainte. A fost ideea dumneavoastră cu Târgul de Crăciun? Da. Da? A ce, v-a venit într-o seară așa? Cum a fost? Deci, având o clădire atât de mare, în care ai capacitate să-ți intre acolo zeci de mii de oameni, perioada asta de sărbători de iarnă e o perioadă specială în care avem nevoie să ieșim din casă, să socializăm, să petrecem și timp. Și cum v-ați gândit într-o noapte? Într-o perioadă în care vremea e capricioasă. Da, corect. Te plouă, te ninge, te bate vântul, e frig. Așa. Păi n-ar nicio legătură cu ce oferă alte târguri. Mă uitam, domnule, nu veniți cu mașina că n-aveți unde o parca. Bun. Și noi încurajăm că noi avem stația de metrou chiar la ușa clădirii. Dar noi nu încurajăm să se vină cu mașina, dar toți cei care vreți să veniți cu mașina, nu vă faceți probleme. Că nicio secundă acea parcare n-a fost plină, chiar când hala a fost plină de oameni. Da, și dar parcarea n-a fost plină. Dar nu mi-a zis, într-o noapte v-ați gândit? Cum a fost? Sau a venit Moș Crăciun, v-a bătut la ușă? Nu, de ani de zile tot gândesc să facem. Am avut o discuție, inclusiv de anul trecut să-l facem. Dar am ratat ocazia anul trecut. Nu am fost suficient de bine pregătiți. Doamne ajută că anul acesta nu ne-a fost ușor, dar am reușit să-l organizăm. Ce capacitate are Târgul de Crăciun? Câți oameni poate să intre maximum? Doar în partea de târg, undeva la 6-7 mii, în interior și încă pe atât la exterior, doar în partea de târg și în partea de concerte, undeva la 7-80 mii. Cât e un palmier, domnul Neguiță? Cât costă un palmier?
Aia e estimativ. De la 5 euro în sus. Până la maxim cât am dat noi pe un palmier, palmierii aceia mari, cred că undeva la 600 de euro. 6-700 de euro. Numai transportul costă vreo 2-300 de euro. Mie nu mi se pare chiar, nu mi se par sume. Mi se par sume normale, sincer. Adică de la 5 euro la... Pentru, de ce vă spun? Exact cum spuneți, e ceva deosebit, nu vezi. Adică și mă gândesc că e greu să aduci un palmier. Nu cred că e așa suntem simplu. Suntem mulți sub piață. Cum? Suntem mulți sub piață. Da? Cu și un banan din ăla frumos? Între 10 și 50 de euro. Că e interesant. Mă uitam... Ați venit la emisiune, mă uit așa la oameni. Au fost mulți oameni aici, de la Jean Valvis și Gigi Becali la, în emisiune, de la Dan Șucu și la cine vreți, Copos, Nicolae Badea. Eu vorbesc pe zona mea. Acum v-am zis, mă extind. Dar a început să-mi placă acum. Mă Doamne ajută, sunt chestiuni importante în administrația publică. Da, mă uitam, ați venit un om foarte decent îmbrăcat, nu văd ceasuri de fițe, nu văd, mă rog, eu nu vă cunosc, am mai citit despre noastră că v-a luat DNA-ul, că DICOT-ul vă cheamă, că nu știu ce, unii vă înjură, așa, dar v-am spus, cetățenii v-au votat, restul după părerea mea povești, nu mai contează, că așa dușman sunt, așa. Și am o întrebare la dumneavoastră, care e salariul la primărie? Cât câștigați la primărie? Cred că... Undeva la 15.000 de lei net. 15.000 de lei net? Da. Ok. Sunteți un om bogat? Nu vă întreb ce avere aveți. Sunteți un om bogat? Da. Da? Da. Da. Din ce am înțeles, ați intrat bogat în primărie. Am 5 copii, am o familie frumoasă. Înțeles, asta e răspuns de politician. Ce înseamnă bogat? Nu știu, să ai 1.000.000 de euro minim, mă gândesc, nu știu. Haideți, s-au scris atât de multe, s-au spus atât de multe. Păi uite, sunteți aici. Dar haideți ca să propria mea perspectivă la tot ce s-a spus despre mine. Pe de o parte... Propria noastră perspectivă direct vreau. Direct. Da. Pe de o parte am văzut articole în care spuneau Negoiță, cel mai bogat politician, cel mai bogat, cu uși de mii, de dalea, cu sute de milioane, cu din alea, cu din alea. De unde? Deci clar că a furat. Da. Că altfel nu se poate. Din salariu nu poate. N-ai. Nu, nu, stai că nu eram salariat atunci. Da. Bine, dar dumneavoastră știu că ați intrat, ați avut bani, ați fost un om bogat de la început. Să zicem. Vă rog, terminați-vă ideea. Așa. Ăsta era un articol în care îl prezenta pe Robert Negoiță, uite-l cine e, unde e, deci n-ai cum asta dacă nu furi. Deci e clar că ceva a făcut. Iar alt articol sau alte articole, uite ce dator e Negoiță la bănci, 10 de milioane de euro, e nenorocit, e rupt, e la revedere falimentar, n-are cum să iasă din asta. Și să vă spun perspectivă proprie, adevărul e pe la jumătate. În sensul în care am luat și credite, că fără credite nu te poți dezvolta. Da. Dumneavoastră vorbiți adevărat. Personal acum. Nu vorbesc de personal. Exact. Nu, nu de instituție. Vorbim de românul Ionuț Negoiță, cetățeanul român Ionuț Negoiță, Robert Negoiță, pardon. Și Ionuț Negoiță, pe fratele meu, și am fost permanent împreună înainte că eu să decid să ies din zona asta de management privat. Adevărul este la jumătate. Am luat credite și am realizat investiții cu el. Investiții bine administrate, bine gândite, care au generat profituri și nu profituri mici. Într-o perioadă în care în România era mare nevoie și astăzi principala problemă a României nu sunt banii. Astăzi principala problemă a României este antreprenoriatul. Lipsa de fapt. Da. Deci, nu avem spirit antreprenorial și asta mai ales din cauza faptului că în perioada comunistă era strategie de stat să omoare spiritul antreprenorial. De ce? Aveai cincinalul ăla, știi, acolo te subordonezi, n-ai voie tu să ai idei. Ori asta e esența capitalismului. Ai idei, intră cu ea în piață. Verifică, funcționează, să-ți dea Dumnezeu sănătate, te-ai scos. Din 100 de idei, dacă îți funcționează 5, ai 5 oameni bogați și ai o societate dezvoltată. Și ai o economie care funcționează. Da. E foarte important, cred, dar oamenii să România înțeleagă că dumneavoastră vreți să faceți administrație, în primul rând, nu să vă îmbogățiți. Pentru că, din păcate, s-a creat această
această, cum să spun, după părerea mea, cum să spun, e deja s-a transformat într-un mit care e în mare parte fals, pentru că lăsând la o parte că bineînțeles sunt și mulți hoți, ăsta e adevărul, din păcate, mulți oameni care au intrat în administrație sau oameni politici care s-au dovedit niște hoți nenorociți și care au furat pe vieții oameni. Așa, corect, așa, dar cred că s-a creat și această marotă că domne, toți care sunt în administrație sunt hoți și așa mai departe. Eu cu asta nu sunt de acord. Eu cred că oamenii totuși ar trebui să vă respecte mai mult munca la mulți dintre dumneavoastră. Nu vreau să nominalizez pe nimeni. Eu cred că nu e ușor să fii primar. Eu nu cred că este un lucru simplu. Eu nu cred asta. Eu nu cred că e ușor să administrezi, cum să spun, un colos și să ai grijă de oamenii ăia, pentru că nu poate să spese mai mult de unul și mai puțin de altul. Eu nu cred că e ușor să fii primar. A, primarii ăia care au fost niște hoți și au bătut joc de oameni merită 100 de ani de închisoare. Așa e. Da, nu 100, deci n-am nicio milă de ei. Tot așa, mă uit și nici trec pe partea ailaltă, m-ați înțeles și scuzați-mi expresia, mai și stuchez printre dinți când am trecut pe partea ailaltă. Dar sunt și mulți oameni care își fac treaba, m-ați înțeles? Și nu e totuși corect că tot vi se pune ștampile astea, pentru că munciți, sunt mulți care munciți. Cei care nu fac, ascultați-mă, vine alegătorul. Până la urmă alegătorul vine și spune, margi mă, hoțule, du-te acasă, ne-ai păcărit 4 ani și mai. Aveți 3 mandate, nu? Sau câte aveți? 3 la sau? La finalul cel de-al 3-lea mandat. Așa. Apropo, trebuie să fac o paranteză. Vă duceți la București, la primărie sau rămâneți la 3? Domnule. Uitați-vă în ochii mei, asta fără ochelari. În sectorul 3. Rămâneți în voi sectorul 3. Voi mai candida un mandat la sectorul 3. Deci mai candidați un mandat la sectorul 3 și fix după aceea... Să fim sănătoși. Dar vă gândiți și la primărie după aceea? Nu. Generală? Nu. Nu, chiar nu. Ok. Dar mă gândesc foarte serios că poate nu mai continui cu deși mă duc în privat, mă întorc de unde am venit, în zona privată. Și apropo de chestiunea asta, de ce spuneați acum și de ce spuneați la începutul emisiunii? Nu toți sunteți hoți, domnul Negoiță, cam asta e ideea, da? 100% sunt și mulți hoți și mulți nenorociți, dar nu toți sunteți hoți. Fix în ideea asta vreau să vă zic ceva, și anume că ați început emisiunea prin a... m-a avertizat că urmează să-mi puneți niște întrebări foarte dificile. A, nu, păi nu v-am pus nicio întrebare dificilă până acum. Urmează. Nu, ce vreau niciuna să măcar. Nu. Ca să știți. Nu, nu, da, le aștept. Așa, dar ce vreau să vă spun, și eu sunt, e public ce fac. Mă scuzați, v-am încălzit acum. Nu doar că sunt deschis să mă întrebați absolut ce vreți dumneavoastră, dar vreau să vă spun, privindu-vă în ochi, că aș putea avea oricând o emisiune cu dumneavoastră și cu oricine altcineva sub testul de poligraf, detectorul de minciuni. Pentru că știu exact ce sunt și ce fac. Și indiferent ce percepția unii sau alții că ce face Negoiță sau astea, eu știu exact despre ce e vorba. Iar oamenii care trăiesc lângă mine știu care este adevărul adevărat și repet. Bun, deci la poligraf nu candidați la primăria generală. Nu. Deci încă un mandat și după aia s-ar putea să vă retrageți, s-ar putea. Da. Nu? Ok. Independent sau PSD? Foarte probabil PSD, dar nu depinde doar de mine. Am înțeles. Dumneavoastră ați vrea să fie PSD? Sau da. Unde? Da? Ați vrea. Da. Ok. Să vă ajute, mă înțeles, cu Consiliu, să treceți proiectele, nu? Bănuiesc că asta e logica, nu? Politica și administrație e un spor de echipă. Exact. Bun. Când ați făcut primul 1.000.000 de euro? La ce vârstă? Când l-am conștientizat că el nu e ca și când, nu e ca și când sună ceasul și zice ai 1.000.000. Aveți dreptate, ca nuanță aveți dreptate. Când l-ați conștientizat, îmi place că sunteți atent la nuanțe. Când l-ați conștientizat? Cred că în 2003. Și ce ați simțit? Băiatul ăla de pe șantier, de pe șantier, ai chiar așa nimic, adică domne, așa atât, 1.000.000. Eram atât de angrenat. Cât a zis, 2003? Da. Câți ani aveați în 2003? 30. Okay. Și 1. Adică era fix acum 20 de ani. Și au trecut ani. Da. Da. Am avut atunci o perioadă bună și am luat niște decizii foarte bune. Eram niște copii. Și eu și fratele meu, dar munceam mult, munceam foarte serios și consecvențe. Adică nu eram azi într-o parte, mâine în partea cealaltă. Eram pe treabă. Și am luat niște decizii foarte corecte atunci. Un băiat foarte, foarte capabil și inteligent și echilibrat, Ionuț. Da, eu l-am cunoscut, știți bine, prin prisma fotbalului. Dar apropo, a făcut o greșeală că s-a băgat la Dinamo după părerea noastră? Da. Da? Da. De ce? Eram cu el, eu am fost de foarte puține ori pe stadion. De foarte puține ori.
Dar în cele 3-4 ori cât am fost pe stadion împreună cu el, n-am cum să uit, jucase pe arena națională cu Steaua, Dinamo bătuse pe Steaua, la final cei de la jandarmerie i-au ținut pe loc pe cei de la galeria de la Dinamo, că era cea mai compactă și cel mai ușor de gestionat, ca să nu se încaiere cu cei de la Steaua. Și pentru noi și noi am considerat că e prudent să nu ieșim o dată cu toți, ca să nu ne riscăm, știți cum e. Și am rămas pe loc în lojă. La un moment dat am ieșit din lojă pe stadion, că știți, arena națională. Doar, deci fratele meu nu s-a dus acolo ca să ia ceva. S-a dus acolo ca să ajute și a pus sufletul pe tavă. Iar în momentul în care a ieșit fratele meu din lojă, toată galeria lui Dinamo a început să strige Negoiță. La mu. Da. Nu pot să cred așa. Negoiță, da. Și bătuse Dinamo. Da, tocmai bătuse Steaua, nu Foresta Fălticeni. Bătuse Steaua. Da. Și atunci l-am luat pe fratele meu de gât și am zis, bă, Coane, ai încredere în mine că eu îți găsesc soluții să-ți o iei cu bani mult mai puțini. Adică nu trebuie să plătești atâta ca să-ți iei de la toată galeria aia. Când am înțeles cu ce greșise, după care să ajungă să se pitească el, că nu știu cine îl caută, că nu știu ce a greșit, că nu știu ce antrenor a schimbat. La asta s-a ajuns? Se ascundea? Ok, poate termenul e foarte... Să-și ia niște oameni cu el care să... Îl apere. Grijă să din astea. Și a zis, ce cauți tu acolo? Ce cauți? Tu ești un tip elegant. Tu ești un tip decent, normal. Nu ai greșit nimănui cu nimic. De ce să ajungi în postura asta? Bă, cu ce ai greșit? Nu, și pe sufletul și pe banii tăi să fii înjurat de familie, de morți. Exact, exact. Și mă bucur din suflet că a luat această decizie să iasă de acolo. Am auzit că a pierdut vreo 10-15 milioane, corect? 15 milioane de euro. Nu cred. Atât de mult? Eu am crezut că vreo 8-10, sincer. Atât de mult, da. 15 milioane? Bani din... Fără alte... Mă scuzați, bani din buzu, cum se zice? Da. Da, păi de unde? De unde? Din buzunar? Ca să te înjure 15 milioane? Nu cred că a ținut în buzunar 15 milioane. Nu înțelege ce vreau să vă spun. Adică banul lui muncit sau banul vostru muncit. Fix așa, da. Că bănuiesc că erau și banii dumneavoastră. Deci este fix așa. 15 milioane? Familiei, da. Da. Și pe banii lui, cu timp, cu pus la dispoziție, facilități, cu dalea, să ajungi în situații de genul pe care tocmai le-am descris. Mi se pare că nu e o zonă normală și n-ai ce să cauți acolo. Ați primit vreodată vreo ofertă? Dumneavoastră, zic, ați primit vreo ofertă? Să preluați o echipă. A, da. Serios? Pe cine? Nici nu mai știu, că au fost mai multe. Adică vreun nume cunoscut, Dinamo sau nu Dinamo, că era fratele, nu știu. Nu știu, a fost. Rapidul? Inclusiv Rapid, dacă nu mă înșel. A fost, adică să-l sponsorizați, să deveniți să patron? Da, să intru într-un fel, să găsim o soluție, să mă implic, să mă dați astea. Să fiți patron, cum ar veni, nu? Să puneți bani mai pe românește. Sub o formă sau alta, da. Și de ce ați refuzat Rapidul? Sau cine a mai... Tot din cauza asta, nu? N-am ce căuta acolo. Deloc. Nu este, nu? Da, e complicat. Deci e o lume complicată. Bun, și unul ca... Și politica e o lume complicată. Și unul ca Șucu, dar... cum de s-a dus? Pentru că Șucu este un gentleman. Cum de s-a dus, de exemplu, la Rapid? În opinia mea, da? Nu să intri e greu. Să ieși e mai greu. Asta îi transmiteți domnului Șucu, da. Să țină minte cuvintele astea, nu? Cum mai ziceți odată că e bună asta? Nu mai ziceți-o că e bună asta. Păi știu din experiența, frate. Vreau să o mai ziceți odată, că vreau să o bag și eu la cap ca moto. Deci, în opinia dumneavoastră... Nu e greu să intri. Da. Aia te invită, ți se pune covorul, ai cu mărginile de flori, cu petale, cu totul e roz. După aia nu mai găsești ușa de ieșire. Acolo e problema. Am înțeles. Țineți cu vreo echipă? Da. Cu cine? Națională. Cu România, echipa națională, echipa da? Națională. Da? Da, chiar da. Vă place Edi Ordănescu? Nu, face treabă. Face treabă și dacă ne uităm...
cam ce jucători avem și cam la ce nivel joacă jucătorii noștri, conaționalii noștri, că aia e, părerea mea este că a făcut o treabă foarte bună. Chiar minuni. Nu? Da. Adică, hai de ca să ne uităm așa. Noi câți jucători avem în Liga 1 în Germania? Nu. În Franța? Nu. În Italia? Da, Drăgușin și ce n-o mai fi pe acolo, da. Subțire rău. Da. Nu sunt implicat în zona asta, dar țin cu echipa națională și când mă mai uit din când în când la câte un meci, foarte frumos când comentează, la mine intră repede așa, da. Și încep să aprindă beculețe. Parcă niciodată n-am stat atât de prost. Greșesc? Nu. Adică mi-amintesc că aveam jucători la Real, aveam la Barcelona, aveam la echipe mari. Noi aveam jucători. Astăzi ori fi, dar nu-i cunosc eu. Nu sunt, aveți dreptate, chiar dacă nu vă pricepeți. Ori, până la urmă, ca selecționeri, lucrez cu materialul pe care l-ai. Și a avut o performanță. Deci credeți că a făcut o minune. A făcut practic, nu? Aproape. A făcut o treabă bună. Da. Și ați văzut comentariile, nu? Cât a fost și el înjurat și că? Da. Și ce? La ce vă gândeați? Râdeați, a? Da. E realitatea noastră. Da. Apropo de realitatea sectorului 3, ce ați vrea O secundă. Da, vă rog. O secundă. Dumnezeu, vă amintiți când Simona Halep n-a putut să participe odată la Cupa Davis să reprezinte România și au început unii să strângă semnături că să-i retragă cetățenia? Română, da. Asta-i țara! Asta-i țara! Despre ce vorbim? Dom'le, nu s-a dalea, n-a putut să se... Să plece! Da! Apatridă! Da! Da. Marș, Simono! Ce? Când ați văzut asta, ce ați zis? Cum? Când ați văzut asta? V-ați făcut cruce? Da, deci, ai două variante. Da. Te enervezi sau te amuzi. Uh-huh. Cred că a doua e mai acceptabilă. Credeți că a fost, credeți că i s-a înscenat totul lui Simona? Așa, ca om, ca român. E foarte complicată chestia. Părerea noastră ca român, nu vă întreb specialist, că nici eu nu sunt, nici nimeni. Așa, din exterior. Românul negoiță. E foarte complicat. Am mai trecut prin asta și cea mai mare, marea gimnastă. Andreea Răducan, la Olimpiadă. Dom'le, ce-a pățit și ce-au răstignit-o și pe săraca fătucă aia care a muncit săraca din greu să ajungă să reprezinte România. Vă amintiți când da, am avut... Da, și-a luat medalii de aur, i-au retras medalele. Vă amintiți când am avut din 3 pe podium, 3 drapele românești? Câte avem astăzi? Nu, astăzi Naționala de Gimnastică a trebuit să primească 1,5 milioane de euro de la guvern ca să poată să antreneze pentru Olimpiada de la anul. Că n-a avut n-are bani. Și o mare realizare că se califică. Exact. Ce că medalii, ce că nu știu ce. Vă amintiți cum au fost răstigniți domnul Bellu și doamna Bitanc? Da. Vă mai amintiți? Da. Păi dacă la noi face cineva ceva, trebuie răstigniți scurt. De ce? Să fie o lecție ca nu cumva vreodată să mai facă ceva. Aceeași părere o aveți și despre Halep? Că e răstignită? Că a fost răstignită? Păi n-a fost așa? La cât s-au scris la toți haterii care au tot lovit-o din toate părțile? Și ca să ne înțelegem, substanța aia putea să ia dintr-un antinevralgic. Nu mă pricep. Normal, înțeleg, da. Dar sunt niște substanțe pe care nu le-a luat voit. Da, are medic, are nutriționist, are care îi dă exact ce să mănânce și dacă ar fi fost să fie, nu cred că are vreo vină ea personal, or fi alții de vină. Dar nu știu prea bine. Și chiar dacă ar fi fost să fie așa, bă, să presupunem. Bă, nu era hașiș, nu era heroină, Doamne ferește, nu erau niște pastile absolut legale. Să înțeleg că din perspectiva sportului substanțele alea sunt interzise că ori avea dânsi argumentele da. nu cunosc prea bine. Dar nu văd niciun argument să scrii ceva despre Halep care m-a făcut să fiu mândru că-s român de atâtea și ori. Și s-o distrugi, practic. Că e distrus. E o mândrie națională, Simona Halep. Tot respectul meu. Și cred că tot respectul nostru. Ca să, okay, lăsăm la o parte pe aia care, atenție, chiar dacă-s gălăgioși, și n-au prea mult în legătură cu raționalul, sunt puțini.
Eu cred că astăzi în România favorabilitatea Simonei Halep e de undeva peste 80%, pe absolut bună dreptate. De ce? Pentru că de multe ori îmi punea în ceas să sune că mă duc să văd meciul cu Simona Halep. Mândru! Așa ocupat? Mândru că sunt! Da? Da. 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 Mai aveți, că nu mai știu, mai aveți averea sub sechestru, că la un moment dat o aveați? Din 2009. A, o aveți în continuare? Da. Păi și mă scuzați, din ce trăiți? Înainte de orice, eu nu consum mult. Am înțeles, se vede că sunteți da, slim fit, mănânc puțin, da, da. Pe cum și așa trăiți din 2009 cu averea sub sechestru? Și cu conturile la fel. Păi și nu înțeleg, și cum vă descurcați în viață? Dacă aveți conturi, că nu-mi pricep. Așa, cum vedeți, eu acum 200 de ani n-avea nimeni conturi. Asta nu mai știu. Pun și aveți de atâta timp averea sub sechestru? Da. Fără, pentru că am avut dosarul ăla cu evaziunea fiscală. Așa. Am fost cercetat 11 ani. După 11 ani de cercetare, din care 5 din cei 11 cu supraveghere de toate felurile, cu interceptări, cu tot, cu tot, eu și toți cei care au fost implicați în dosar, adică toți care au fost administratorii societăților, fratele meu, directorii economici, contabilii, toți, toți am fost sub supraveghere timp de 5 ani de zile cu toate tipurile de supraveghere. După 11 ani, dosarul meu a fost clasat, am documentul de clasare care a fost contestat de către ANAF la Înalta Curte și Înalta Curte l-a confirmat în sensul în care a fost clasat, pe motiv că faptele nu există. Dar din 2020, când dosarul a fost clasat, am început demersul de a-mi debloca conturile și activele și așa mai departe. Dar n-am apucat să le deblochez, că a început dosarul cu penal pe salubritate, în care au constatat că, vezi, Doamne, ar fi un prejudiciu de nu știu câte sute de milioane de lei. Așa. Și dacă pot să intru în chestia asta, da, doar bun, două minute. Dați-i drumul, da. Așa. De ce? Pentru că, vezi, Doamne, am plătit unei societăți care nu avea licență de salubritate. Ceea ce înțeleg că e adevărat. Nu avea licență de salubritate. Doar că se nasc cel puțin două probleme foarte interesante și importante. Unu, de licență. Deci licența nu o prezenta niciodată la noi, ci licența o prezenta întotdeauna la Primăria Generală, care îți dea autorizație de salubritate pe București, / sector 3, sector 4, sector 5, sector 6, fiecare sector își ia licență de la Primăria Generală, nu, autorizație de funcționare de la Primăria Generală, pe baza licenței. Noi nu verificam niciodată licența, noi verificam autorizația, iar autorizația exista permanent. Asta e unu. Și doi, noi am întrerupt contractul de salubritate cu societatea Rosal, care e în dosar acum, din 2008. Dosarul a început în 2018. Dosarul a început în 2020. Și noi suntem în instanță acum cu dosarul ăsta, în care mi-au pus puprire, sechestru și toate cele pentru atenție. Nu e nicio suspiciune, nici de mită, dare, luare de mită, de nimic, ci problema este că de ce am plătit pe oamenii aia care au prestat fără să conteste prestația, niciun cent din prestație nu o contestă DNA, ci vezi, Doamne, de ce am plătit atâta vreme când nu aveau licență. M-am interesat și am zis, măi, stai așa, ia să vedem, mai sunt și alții în situația noastră? Logic. E un demers firesc. Da. Sectorul 2 și sectorul 6, astăzi când discutăm noi, când stăm aici în această emisiune, sectorul 2 și sectorul 6 prestează pe fix aceleași contract din 99. Nu le-au reziliat nici astăzi. Societățile care prestează în sectorul 2 și în sectorul 6, astăzi ca și în 2018, ca și în 2015, ca și în 2010, nu au licență de prestare și nici autorizație. N-au licență, nu știu autorizație dacă au de la Primăria Generală sau nu, dar n-au licență. A, deci pentru noi unii suntem, mumă, pentru unii ciumă. Noi suntem în instanță cu dosarul ăsta, noi care suntem primii care am reziliat contractul ei din 2018, iar sectorul 2 și sectorul 6 merg în continuare și nu au nicio problemă.
Înseamnă că sunteți o țintă, interesantă. Asta e justiția din România. Bun, dar am și eu... Nu, haideți să nu generalizăm. Aici nu sunt de acord cu noastră. Asta e justiția din România, nu sunt de acord. Există oameni care își fac cu adevărat meserii. A, nu. Eu vorbesc de... Nu. Da, adică haideți să nuanțăm, pentru că eu vorbesc de justiție în ansamblu. Ascultați-mă, îmi sună atât de urât asta cu asta e justiția din România, pentru că în general asta o spun politicienii și sincer am așa o senzație de să zic respingere, hai să nu folosesc un cuvânt greu, cu asta e justiția. Nu e așa, domnule Goiță, nu e asta justiția. Sunt mulți oameni, mulți judecători, mulți procurori și peste tot și dicoșe care își fac cu mare profesionalism treaba. Nu putem să generalizăm. Total de acord. Nu, asta cu asta e total justiția, îmi pare, eu nu pot să fiu de acord cu asta, pentru că nu asta e justiția. Sunt, credeți-mă, eu v-aș aduce oameni care au primit dreptate în justiție și v-aș aduce mulți oameni. 100% adevărat. Este și cazul lui Piedone, care vedeți? Până la urmă s-a făcut dreptate după ce a stat în penitenciar mai bine de un an. Da. Hai să respectăm este mai mult, cazul... să respectăm organismele statului mai mult. Aici avem o mare problemă. Vreau să le respectăm mai mult, pentru că o țară puternică e o țară așa unde e. Organismele statului sunt respectate, așa domnule Goiță. Dacă noi în emisiuni tot zicem asta e justiția, dacă tot îi decapitalizăm, râdem de poliție, râdem de justiție, râdem de primărie, râdem de alea, niciodată nu o să mai avem instituții puternice. Mereu le vom lua în râs și până la urmă ne luăm noi în râs. Vom fi o țară de dorei. Nu, așa nu asta e justiția. Nu, justiția din România, eu cred că își face treaba. A, că sunt decizii greșite, că nu contez lucrul ăsta, că sunt nedreptăți, nu contez. Dar eu cred că, în mare parte, oamenii își fac treaba. Asta e părerea mea. Poate asta greșesc. Este și speranța mea. Da. Că altceva nu mi-a mai rămas decât să am speranță că să se facă dreptate. Bun, o întrebare grea. Dar. Da, vă rog, dar, spuneți. Din informațiile pe care le am, așa, s-au îmbunătățit multe lucruri și multe cozi de topor astăzi nu mai sunt... Nu mai sunt. Asta e cu totul altceva, ca abordare. Este fix așa cum spuneți și pe mine nu m-ați auzit să ies să vorbesc împotriva vreunui sistem, indiferent că e de justiție, că e de sănătate, că e de educație. Dar nu e normal dar și nici constructiv că, să facem asta, credeți-mă. Asta nu înseamnă că nu avem voie sau nu avem dreptul să semnalăm anumite disfuncționalități. Bineînțeles. Cum? Și ba din contră, sunteți obligați să faceți asta. Și să încercăm nu doar să le semnalăm, ci să le conștientizăm, să le analizăm, să le conștientizăm, să încercăm să îndreptăm cât se poate îndrepta, sunt de acord, plecând de la premisa că nu știm să facem sisteme perfecte. Dar nu să generalizăm. Nu, total de acord. În același timp, vă spun o chestiune care eu, ca cetățean, nu mă simt nici confortabil și nici safe. Și vă dau un singur exemplu scurt. Colegii de la poliția locală, da, sindicatul de la poliția locală, da, care a considerat că au fost dezavantajați de grila noastră de salarizare, n-ar rost să intru prea mult în detalii, au făcut proces în instanță. Procesul făcut la Indigo. Dom'le, la Indigo. Dar când a ajuns în instanță, instanța este așa. Tu ești de sectorul 3, tu rămâi aici. Tu ești sectorul 4, tu te duci la sectorul 4. Tu ești la sectorul 6, tu te duci la Ilfov, tu te duci la Călăraș, tu ești la Ialomi. Că de acolo ești tu. S-a judecat fiecare în instanța în care a fost trimis, da, de care făcea repartizat, parte, ca să zicem așa. De unde face parte cu domiciliu. Iar la final de proces avem pe unii care au câștigat complet și pe alții care fix pe același dosar au pierdut complet. Și astăzi la poliția locală avem pe unii cu salariu de 8.000 de lei și pe alții cu salariu de 6.000 de lei pe fix același proces. Da, am înțeles. Înțeleg exemplul pe care îl dați. Dar acum depinde și de o anumită... Oamenii nu sunt perfecți, cum a zis. Eu nu spun lucrurile astea pentru că vreau să lovesc sistemul de justiție. Sunt convins. Sunteți un om, sunteți un om prea înțelept ca să aveți o societate nu poate funcționa fără un sistem de justiție, la fel cum nu poate funcționa fără un sistem de sănătate, de educație, administrativ și așa mai departe, în care fac și eu parte, cu toate imperfecțiunile lui. Dar asta nu înseamnă că, repet, nu
trebuie sau nu putem să facem o analiză și din când în când să tragem câte un semnal de alarmă. Oameni buni, normalitatea nu înseamnă asta. Adică, mai același dosar, aceea speță. Și care e judecat, care e judecat cu o caua mare, o caua mică, ca să zic așa. Revenind la speța mea, mă, nu discutăm de unul din sud și unul din nord, discutăm de totul ce se întâmplă aici în București. Bă, sectorul 3 e primul care a desființat contractul cu Salubristul. Sectorul 2 și 6 n-a desființat nimic, astăzi lucrează pe el. Sectorul 3 în instanță, pe o speță, identică cu asta. Am înțeles. Din perspectiva mea, cu tot respectul pentru sistemul de justiție pe care normal că îl susțin, că nu putem fără el. Cât de tare m-ar durea capul, nu pot fără el. M-ați înțeles? Sau orice organ vital. Primari pregătiți, primari mai puțin pregătiți. Poate judecători mai pregătiți, judecători mai puțin pregătiți. Nu există perfect. Haideți să vă spun o chestiune. Am fost în 2000, deci acum 4 ani de zile, nu, 4 ani de zile, chiar vreo, nu, chiar vreo 6 ani, acum vreo 6 ani de zile, am fost în Statele Unite, în America de Nord, într-o vizită oficială. Și acolo, în întâlnire, printre întâlnirile pe care le-am avut, am avut și o întâlnire la High Court, din New York. High Court din New York nu ai instanță mai mare peste ea. N-ai nimic peste High Court de New York. Așa. Și acolo ne-am întâlnit cu un domn judecător foarte bine poziționat, foarte nobilat și cu doi procurori. Și ne-a prezentat sistemul de justiție american. Evident că la final am avut o discuție liberă în care am adresat întrebări și eu i-am adresat domnului judecător și domnilor procurori o întrebare și le-am spus așa: domnul Obama, acum un an, domnul președinte Obama, cu un an înainte, imediat după alegerile prezidențiale în care domnul Trump câștigase alegerile împotriva doamnei Hillary Clinton, dar nu depusese încă jurământul, deci nu era președinte în funcție, ci era președinte ales, a făcut următoarea declarație. Așa. Și citez: sper ca președintele ales, că nu era în funcție, să se poată abține în a folosi justiția împotriva fostului contracandidat, doamna Hillary Clinton. Și am zis, rugăminte, puteți să-mi comentați această afirmație? A urmat un moment de liniște, după care domnul judecător a zis: domn primar, da, și în Statele Unite sunt presiuni politice și la noi sunt presiuni politice, dar ne bazăm pe maturitatea sistemului și tăria de caracter a magistraților. Asta, pe asta ne bazăm și noi. Altă variantă ce avem? N-aveți altă scăpare. Vreau să vă pun o întrebare grea, că vă tot pregătesc de vreo 5-10 minute. Apropo de asta, sub orice formă vreodată vi s-a oferit mită? Sub orice formă? Nu. Nu. Aluzii, da. Dar chiar vreți să vă cred că nu? Chiar vreți să vă cred? V-am întrebat, eu nuanțez foarte bine, am avut 10 la BAC. Sub orice formă? Adică nu, domne, ia sau nu știu ce. Vedeți că am pus întrebarea foarte corect. Dați-mi răspunsul corect. Este foarte generalistă. Normal. Și greu de răspuns la ea. Dacă, de exemplu, dumneavoastră situații delicate, ca să nu zic penibile, am avut nu puține. Pentru că, de exemplu, situația penibilă e următoarea, în care cineva vine și știi că are nevoie de tine și îți aduce de Crăciun o sticlă de whisky, whatever, o băutură scumpă. Orice ai face e prost. Deci, și ce ați făcut? Ați primit băutura scumpă sau nu? Că era totuși doar o băutură. Cu mențiunea că îi rog să nu mai treacă pe la mine. Așa. La mine e un dulap plin de băuturi. Am înțeles. Și nu doar băuturi, de tot. Dau din casă acum. Așa. Pleacă mai departe. Da.
Adică vin nu și... Da. Nu rămân. Am primit-o, pleacă mai departe. Unde avem obligații? De ce ne avem nevoie? De instituții? De unde? Da. Pleacă mai departe. Nu sunt vreun băutor. Întrebare de detector de minciuni la care ați răspunde e nu la detector asta. Da. Dacă ok, asta e mită? Nu, asta nu. Haideți ca să ne înțelegem. Nu, după părerea mea, nu. Eu când întreb mită, și ați răspuns nu, rămâneți pe nu? Da. N-ați primit niciodată, nu vi s-a oferit mită. Cu adevărat, bani sau alte foloase, nu o sticlă de whisky, hai să fim serioși. Nu. Ok. Nu. În sensul în care să vină cineva să... Deci, ce înseamnă mită? Bă, am să-mi faci chestia asta. Da? Și-mi dai... dau atât. Da, îți dau parandără. Vă privesc în ochi și mergem când vreți dumneavoastră la detectorul de minciuni. Răspunsul meu final, fără să sun un prieten sau vreo rudă, da, sau da, nimic. Da. Sau 50-50. Sau 50-50. Răspuns final, privindu-vă în ochi, este nu. Dar este nu pentru că trebuie să fii foarte dezorientat în viață să încerci chestia asta cu Robert Negoiță. Interesant. Mi-a plăcut asta. Da, nu, credeți-mă. Da, e... Serios? Întrebare. Ce ar putea să-mi dea mie cineva? Aici nu sunt de acord. Orice om, sunt foarte mulți oameni bogați pe care caracterizează lăcomia. Un om care a făcut 100 de milioane vrea să facă 200 de milioane. Nu sunt de acord cu asta. Ce asta... să facă cu ei? Nu e așa. Vreți să vă arăt și noastră și noastră cunoașteți în România 100 de mii de oameni, facem coadă dacă vreți până la Ploiești, de oameni care n-ar avea nicio problemă dacă 100 de milioane să mai facă încă 100 pe orice cale, facem coadă până la Ploiești. Nu. Asta nu-mi dați argumentul ăsta, că e subțire asta. Că nu ce să facă cu ei? Asta cu ce să facă cu ei? Ce să facă? Să-și cumpere case, mașini, să trăiască bine, să aibă grijă de familie, să trăiască și mai bine, să aibă gagici, să aibă amante, să se drogheze, să stea la hoteluri de 5 stele, să meargă în excursii de 100.000 de euro. Ce să facă cu ei? Asta e culmea. Deci, ca să ne înțelegem. Cum ce să facă cu ei? Nu am făcut vreodată afirmație de genul că ducem lipsă de oameni dezorientați în viață. Clar. Aici vă dau Dar. Dacă există oameni care, cărora nu lipsește din punct de vedere financiar, hai că să ne înțelegem, nu există nimeni pe planetă care să aibă tot ce își dorește, dar abia atunci e un om nenorocit. Exact. Că nu mai are scopul existenței. Logic. Da? Ok. Dar, din punct de vedere financiar, o persoană care are să-și rezolve problemele primare fără niciun fel de problem. Da. Și să-și riște libertatea pentru așa ceva, cred că e de internat la... Am înțeles, atunci am să vă dau o veste. Înseamnă că România e un ospiciu. Dar să știți că sunt opinii de psihologi care spun așa, că dacă ar fi să construim azile pentru toți oamenii care au afecțiune, da, ne costă mult mai ieftin să închidem pe aia sănătoși. Decât să el, da. Bun. Ce ați făcut pentru sport, domnul Negoiță, în sector? Sau ce ați făcut și ce ați vrea să mai faceți? Și aici de baze sportive. Vă rog. Zeci de baze sportive. Dumneavoastră luați acum imagini cu baze sportive. Avem terenuri de fotbal, zeci de tenis, zeci. Tenis de câmp, tenis de picior, tenis de masă, handbal, se joacă gratuit sau cu taxă? Că nu mai știu cum e. Tot ce arătați aici este absolut gratuit. Totul e gratis? Absolut gratuit. Cam câte? Publice. Cam câte aveți? Zeci. Zeci din fiecare. Mm-hmm. Și bănuiesc că mai faceți, că aveți. Și facem permanent, sigur mm-hmm. că da. Acum când discutăm, e vremea asta, dar vom inaugura încă alte terenuri de tenis de picior, uh-huh, și unul de basket la Parcul Taylor, unde uh-huh avem deja terenuri de tenis de picior și două terenuri mari de mini-fotbal. Cu Ioreu ăsta ce facem, domnul primar? Că mă doare sufletul când citesc și văd, a luat foc, au otrăvit pomii cu benzină, iar a luat foc. Și nimeni nu prinde pe nimeni. Suntem într-o țară, zici că suntem un stat bananier. Nimeni, nu e prins nimeni cine a otrăvit copaci. Nu e prins nimeni dacă a dat foc. Trăim într-o țară în care nu se întâmplă nimic. Și ies oamenii, că v-am văzut și eu noastră, că chiar v-am văzut că ați luptat pentru asta și chiar mi-a plăcut. Ăsta e unul dintre motivele pentru care am început cu noastră seria asta de emisiuni. Mulțumesc. Pentru mulțumesc că mult. V-am văzut, mi-a plăcut aia cu copacul. Da? Ia puneți-mi clipul ăla cu copacul. Puneți-mi puțin clipul ăla, că mi-a plăcut rău clipul cu copacul, știu că am râs.
Ia dați drumul la clipul cu copa cu 30 de secunde. Ia. Ăsta, săracul de el, e copac ilegal. Nu vreți, domnul Nicușor Dan, să veniți să-l dați afară de aici? Scoateți-l, că nu vă place verdele, nu vă place frumosul, vă deranjează copacii, vă deranjează cei care fac ceva. Dar n-am să vă lasă să vă ferească Dumnezeu, n-aveți ce căuta aici, țineți-vă departe de zona asta, pentru că am reușit cu greu să prindem acești copaci, pentru că e o zonă mult prea grea, poluată, cu poluare sonoră, cu poluare de toate felurile. Și da, copacii, fiind ființe vii, o chestie pe care domnul primar general nu o știe, sunt ființe vii, suferă de poluare la fel ca și noi, oamenii. Asta e un motiv. V-am văzut că mi s-a părut că sunteți un, nu știu acum, aveți bani, n-aveți bani, sunteți milionar. Că i-ați făcut pe toți corect, că nu i-ați făcut, abar n-am, știți cum e, sunteți dumneavoastră și conștiința și știți cum e. Așa. Dar mi s-a părut că sunteți un om de bună credință când am văzut asta. Adică mi s-a părut că sunteți un om care chiar vă pasă. Nu, bun, ok, normal, e și un joc până la urmă care rămâne și asta pentru votul electoral, dar mi se pare că sunteți un om pe care chiar oamenii vă apreciază. Lăsând o parte, că e firesc, toată lumea vrea ca lumea să-l voteze, să-l aprecieze și asta e joaca, înțelegem cu toți. Dar asta e un clip care mie mi-a plăcut și asta e un motiv pentru care v-am invitat astăzi. Mulțumesc. Mi s-a părut că sunteți un om de bună credință, care chiar vă pasă. Da? Nu știu dacă sunteți primarul perfect, dar mi s-a părut că vă pasă. Vă asigur eu că nu. Nu. Nici cred că aveți dumneavoastră. Așa, nici nu știu. Nu știu, să vă plac jurnaliștii? Da, sincer acum. Ai, sincer. În general, da. Nu, asta a fost răspuns de politici. Am preferam unul mai simplu. Așa. Știți ce răspuns preferam? Haideți să trecem la următoarea întrebare. Mi se părea mai onest. Să știți că am o relație bună cu mulți jurnaliști, dar sunt unii jurnaliști care au, mă rog, nu vreau să intru în subiect, doar v-am întrebat. Haideți să ne, că de asta v-am spus. Ce facem, domne, cu Ioreul ăsta? Înainte de, de Iore, că vorbim de zona aia, Brătianu, în centrul orașului, ne-a fost foarte greu să prindem copacii ăia. Da, cred. Noi muncesc de 10 ani. Nu glumesc. De 10 ani muncim să prindem acei copaci, pentru că e o zonă foarte dificilă. Vara e foarte cald, mult trafic, poluare, noxe. Știți că plantele au stres, au teamă de mașini? Nu. Asta e prima oară în viața mea când aud așa ceva. Am vrut la un moment dat, nu eram primar. Dați-mi voie să am niște dubii că există așa ceva. Există? Am vrut să-mi fac plantație de nuci. Așa. Am fost în discuții foarte avansate. Nu s-a întâmplat pentru că în urma testelor de sol mi-au spus că nu e cel mai potrivit sol pentru nuci. Și atunci am renunțat la idee, am trecut la altceva, dar eram foarte avansat cu chestiunea asta. Așa. Știți ce mi-au zis? Că trebuie îngrădit. Și am zis, normal, zic că se fură. Zice, nu că se fură. Zice, dacă vreți să aveți producție, pomii, zice, nu trebuie să fie stresați. Păi zic, să fie stresați de ce? Păi zice, dacă intră, dacă sunt deranjați, da, și atenție, de oameni sau animale, dacă intră cireada de vite acolo, e un element de stres. Stres dacă de mașină am auzit. Acolo, asta poate am auzit, dar stres de mașină. Dacă intră oamenii acolo, zice, când intrați în dumneavoastră, că vreți să-i faceți un tratament, trebuie să le dați în paralel o vitamină ceva ca să compenseze cu faptul că i-a stresat. E în premieră, dar e bine că aflu lucruri noi. Nu-i de la mine. Da, cred. Specialiștii cu care eram în legătură, da, care urmau să înființeze acea, să le plătesc să facă acea livadă de nuci, dânsii mi-au adus la cunoștință toate aceste chestiuni, care sunt rezultatul unor cercetări ample. Iore. Iore, e o chestiune foarte tristă. Vă văd, parcă vorbim de o rană deschisă. Da, chiar da. Chiar da. Nu, că nu vreau acum să vorbim o oră despre Iore, așa în câteva vorbe. Mult, am luptat mult pentru acea bucată semnificativă de teren, mare bucată de teren. Am câștigat-o în instanță. Primăria Generală a făcut recurs, ceea ce m-a întristat. A fost o mare amărăciune pentru mine să văd că instituția statului, în loc să
lupte împreună cu noi să ne luăm parcul înapoi, a luptat împotriva noastră și a solicitat... Prietenul Nicușor. Și a solicitat în instanță ca noi, primăria sector 3, să nu fim admiși ca parte în proces, ceea ce au și câștigat. Pentru că aveau dreptate. Terenul n-a fost niciodată al nostru, a fost permanent al lor. Și astăzi, înainte să vin la dumneavoastră, fără să știu că... Ne întâlnim. Dar nu știam că discutăm subiectul ăsta. Am avut o discuție cu colegii pentru că cei care au închiriat, nu știu ce, de la... așa zis și proprietari, cine ori fi realii proprietari, așa, ne tot cer nouă certificate de urbanism ca să construiască acolo. Și noi nu știm ce să le scriem pe certificatul de urbanism. Uh-huh. Pentru că primarul general vine și se laudă că a dat amendă de nu știu câte zeci de milioane de euro. Că vezi, Doamne, au distrus spațiul verde. Iar noi când facem solicitări către primăria generală să ne spună și nouă că e spațiu verde ca să avem ceva la bază pentru care îi refuzăm pe oameni să le dăm certificat de urbanism, nu ne răspunde nimic sau ne răspund baliverne. Înțelegeți ce zic? Da, înțeleg perfect. Mă gândeam cât timp o să mai omorâm acest tezaur natural. Pentru că îl omorâm, efectiv, încetul cu încetul îl omorâm. Noi îl omorâm. E ca și cum l-am strânge de gât într-un film al lui Agatha Christie. Singurul vinovat în toată treaba asta e primarul general. Care, cunoscută fiind prietenia cu acest grup infracțional, vă mențineți afirmațiile de acum câteva săptămâni că Băsescu e în spate? În spatele mafiei imobiliare? Am văzut un interviu la buget.ro. Sau un capul, da. Vă mențineți afirmația? Da. Că Băsescu e fostul președinte? A fost, nu știu dacă mai e, dar a fost. Adică el e capul răutăților, cel puțin în București. Vă dau o înregistrare cu domnul Băsescu la o televiziune, da, spunând că acolo n-a fost parc niciodată pentru că n-avea utilități, în speță n-avea gaz. O spune pe gură domnul Băsescu într-o emisiune. E ieșit porumbelul. Da. Păi ca să ne domnul Orie. Păi altfel hai să dăm dracu cu toate parcurile, că nici Ore n-are gaz. Deci nici Pantelimon n-are gaz, nici... Dar cât mai sugrumăm parcul ăsta cu mâinile noastre? Repet, îl sugrumăm ca într-un film, dintr-un roman al lui Agatha Christie. Știți când îl căutau pe asasinul din tren? Da? Da? Așa facem. Îi punem perna pe față parcului. Cât mai asistăm la nenorocirea asta? Mie mi se pare de neiertat ce se întâmplă. În martie anul acesta, primarul Nicușor Dan s-a angajat de față cu toată presa că în 6 săptămâni va analiza și că va da un rezultat. Cum anume va rezolva problema, cum va face procesul. Ia sta ceasul. Și asta, uite, că se fac 7-8 luni de atunci. Au trecut de mult alea 6 săptămâni. I-am zis de atâtea ori, băi omule, zi-ne-mă ceva. Tace ca mortul în păpușoi. De ce? I se trage de aici. De aici se trage lui Nicușor. Aici, de aici o să piardă alegerile? Așa credeți. Eu cred că n-are cum să întoarcă pe asta. Uh-huh. Deci pe asta n-are cum. Restul le mai învârte, le mai face, că ce a fost, că ce a găsit, că ce a dat. Aici nu. Bă, tu ai zis. Ai zis 6 săptămâni, în martie. Ia zine. Zine ca Băsescu. Aici n-a fost domnul niciodată parc. Dar măcar, bă, spune ceva. Că Băsescu, cred că era și puțin pilit. Uh-huh. Bă, nu ți-e rușine. Bă, domnule, eu... Deci, ca să ne înțelegem. Să nu mai puneți mâna pe cască. Așa, da, scuze. Nu, că pune, da. Da, că generez sunete ciudate. Băsescu a făcut multe lucruri bune. Noi trebuie să fim onești, noi trebuie să fim corecți. Trebuie să fim corecți. A făcut și multe presa lucruri. Trebuie să fie corectă. Dar a făcut și multe lucruri rele. Printre lucrurile rele pe care le-a făcut e faptul că a gestionat această mafia retrocedării ilegale în frunte cu tot ce a fost cu Coș, cu toată nenorocirea cu ANRP și toate nelegiurile pe care le-au făcut, că de acolo ni se trage și cu parcul Iore. Din nefericire, iată că această grupare infracțională are susținere de la cel mai înalt nivel, adică de la primăria generală. Și iată că au reușit... Dar cine-s domnește grupare asta? Au reușit... Cine-s grupare asta infracțională? Iată, foarte bună întrebare.
au reușit să ne dea afară din proces pe noi. Dom'le, au reușit să ne dea afară pe noi din proces. Cine-i gruparea asta? Sau... foarte bine organizat. Da? Sau greu. Din ăștia un fel de Opus Dei, nu putem să spunem cine sunt? De la falsificat documente în arhivă, până la premeditat cu documentele de urbanism, cu... Bun, dar cât e, după părerea noastră, miza cât e? Un miliard sau mai mult? Miza adevărată, reală. Un miliard, probabil, minim, nu? După părerea noastră, estimativ. Ca să înțeleagă lumea mai bine, că lumea când aude cifre înțelege nu, mai bine. Nu, domnul Horia, nu e. Acolo discutăm de câteva milioane de euro. Păi nu, să facă blocuri, să facă... Niciodată! Deci care e miza? Niciodată. Deci cât e miza? Eu am crezut că e miza de vreun miliard. Într-o să lume... ia tot parcul și peste, nu știu, în 5 ani, 10 ani, să vedem numai mall-uri și blocuri. Domnule, exclusă varianta asta. Și cât e miza, după părerea noastră? Exclusă varianta asta. Terenul la valorează... cât valorează un teren în câmp să pui porumb? De ce? Că n-ai ce să construiești acolo vreodată ceva. E subiect închis. Că l-am auzit pe Nicușor Dan care vorbește de 70 de milioane. Bă! Tu ești normal la cap? Tu ești primar general. Întrebare. Pe ce s-a bazat când a scos pe gură suma asta amețitoare? Bă, pe ce te-ai bazat-o când ai scos pe gură? Bă, tu nu mai ești un reprezentant al unui, ești un ONG-ist. Bă, tu astăzi ești primar general, tu ce spui? Tu trebuie să fii responsabil. Vreau să văd, există vreo expertiză în care ne spune că valoarea terenului okay, e 7 milioane? Ok, dar atunci mă scuzați, dacă ziceți că nu e așa mare miză, am o fractură de logică. De ce grupul ăsta infracțional ține de miza asta dacă ziceți că e miză de câteva milioane? Eu am crezut că e miză de sute de milioane, eu asta am crezut. Că încetul cu încetul parcul ăla să dispară în an de zile și să vedem mall-uri, vile, case, locuri. Dar să veniți și spuneți, nu, domne, păi și atunci nu înțeleg care e miza grupului. Că eu asta nu înțeleg asta. Miza este am o fractură de logică. Dacă era un miliard, cum am zis eu, da, ok. Și atunci care e miza? Miza este așa cum spuneți dumneavoastră. Miza e de miliarde de euro. Dar, că așa e în viață. De miliarde sau de miliard? Miliarde. Da. Dar așa e în viață. Ei nu s-au așteptat niciodată. N-au... nu și-au luat în calcul că e posibil ca Liviu Negoiță să piardă alegerile la sector 3. Niciodată. A, altfel era PA, povestea? Ce aveam acolo? Mol, ce aveam acolo? Era la revedere. Ce aveam? Blocuri, ce aveam? Aveam ce vroiau ei să avem. Tot, nu? Moluri, blocuri. Am înțeles. Pentru că, atenție, în documentele de urbanism, că de asta e rețea organizată cu grupul infracțional, în documentele de urbanism ei băgaseră nu spațiu verde, ci CB. Uh-huh. Știți ce înseamnă CB? Cel mai ridicat nivel de urbanizare. Adică ai așa, V1, V2, V2, după aia ai C-urile, ai M-urile, iar top de gamă unde poți construi cel mai înalt și cel mai mult este CB-ul. Știți ce reglementare are și astăzi Primăria Generală acolo? Ce înseamnă? Cât poți să construiești cu UCB? Fără limită. Adică cât? 30 de etaje? Cât? 100. A, zgârie nori. Poți să faci zgârie nori, nu? Da. A, deci asta e miza. Era miza. Sau e miza. Da. Pentru acuzațiile astea împotriva lui Traian Băsescu, de exemplu, sau al lui Nicușor Dan, aveți probe? Că astea că Băsescu e în spate, mafie, adică aveți probe? Da. Că așa știți cum e pe gură, vin oamenii și spun moșule, ia hai la tribunal, domnul Robert Negoiță. Da. Aveți probe? Mă duc la tribunal mâine. Și cu, și cu Băsescu și cu Nicușor? Deci oricare. Aveți probe? Da. Haideți să vă spun care sunt probele. Da. Se poate? Da, ok, dar vă dați seama, pe scurt de că ce nu suntem în instanță de... Eu mă duc cu înregistrarea de la unde fostul președinte ne vorbește nouă cum că acolo n-a fost par niciodată. 1, 2. Cine l-a pus pe Videanu primar general? Nu știu. Habar n-am. Eu mi-amintesc foarte exact ce s-a întâmplat în 2005, când s-a retrocedat ăsta. Știu de cine erau puși oamenii la Primăria Generală, acolo unde până cu câteva zile mai devreme fusese primar general și cine fusese primar și cine i-a pus pe oamenii acolo și la dispoziția cui au făcut ei toate nenorocirile astea. Care e tot grupul infracțional care au făcut
toată împânjătura aia de la arhivele naționale până la urmă. Dar nu mai descălcește nimeni. Rețeaua, eu... știți cum se zice? Rețeaua păianjen. Am mari speranțe că vine ziua dreptății. Da? Da. Spuneți în două vorbe, spuneți-le oamenilor, ce credeți că se va, cum se va termina, care va fi deznodământul acestei bătălii epice pentru parcuri ore? Oamenii o să se uită, vor ceva, vor, domne, ce se va întâmpla, domnule Neguiță? Am mari speranțe că această țară, cum a făcut mari progrese și cum bine spuneați, sistemul de justiție a început să se însănătoșească puțin câte puțin. Eu am mari speranțe, nu doar că ne luăm parcul înapoi așa cum trebuia să rămână. Da. Cum trebuia să rămână, el nu trebuia niciodată retrocedat. Noi avem o hotărâre de instanță pe fond care concluzie e așa, decizie. Constată nulitatea absolută a titlului de proprietate. Înțelegeți ceva? Constată nulitatea absolută. Știți ce înseamnă asta? Da. Totul a fost făcut ilegal. Așa. Absolută. Ăsta e cuvântul cheie. Absolută. După care atacă primăria generală și noi suntem dați afară din proces și pierdem pe excepție. Sectorul 3 nu are calitate procesuală. Pe excepție. Nu s-a mai judecat pe fond la înalta. Ca să știm despre ce vorbim. Și revin, nu doar că ne luăm parcul înapoi, dar speranța mea și credința mea este că cei care au făcut toate nenorocirile astea vor ajunge să plătească. Și asta nu pentru că sunt un om răzbunător, pentru că nu este cazul. Eu nu sunt un om rău, nu sunt un om răzbunător, dar societatea noastră are nevoie de conștientizarea faptului că ne-am însănătoșit. Și să fie o lecție pentru alții care ar putea să avea aceeași tentație. Hai mă să o încercăm și noi pe asta, să facem o golănie de genul ăsta. Să le fie frică de a mai gândi măcar, la astfel de operațiuni. De a mai gândi, nu de a mai face, de a mai gândi. Asta zic. Apropo de toți primarii, domnul Negoiță, suntem pe finalul emisiunii. Așa, am și eu în două vorbe, vreau și eu o să vă rog să-mi caracterizați. Sectorul 1, doamna Clotita Armand. Părerea dumneavoastră în două vorbe despre doamna Clotil. Necunoscută. N-am reușit să interacționez decât foarte puțin cu dânsa. N-am înțeles, de exemplu, în momentul în care era sectorul 3 plin de gunoaie, iar eu, public, de față cu toată lumea, i-am spus, doamna primar, noi vă putem ajuta. Nu, când era sectorul 1 plin de gunoaie, nu sectorul 3. Scuze. Era sectorul 3 plin de gunoaie. Sectorul 1, da. Plin de gunoaie și sectorul 3. Noi avem facilități. Știu. Da. Noi, primăria sectorul 3, noi avem utilajele noastre și am și doamna primar. Faceți o adresă și spuneți-ne de ce aveți nevoie și eu vă trimit mâine utilaje care să vă ajute. Nu vă rezolvă problema. Dar vă ajutăm să nu mai fiți în zona critică. Niciodată n-a existat acea solicitare din partea primăriei sectorul 1. Pasta n-am înțeles. Deci în două vorbe, cum o vedeți pe doamna Clotil? Străină. De toate? Da. Radu Mihaiu, la 2. Mi se pare că se străduiește. Nu știu în ce măsură reușește să facă ceva, dar parcă se străduiește. Băluță, la 4, Daniel Băluță. Un primar bun. Cu rezultate. A transformat sectorul 4, tot respectul. Cristian Popescu Piedone, la 5. Lovit de soartă. Adică îi datorăm scuze cu toți. Pentru că a suferit fără să aibă vreo vină. Ciprian Ciucu, la 6. Comunică bine. Mi se pare că pune suflet în ce face. Adică sper că are și rezultate. Am fost foarte prins. Eu aveam un obicei face așa un weekend câte o tură de oraș să văd cam ce se mișcă. De jumătate de an n-am mai făcut treaba asta, dar acum de sărbători cu siguranță cam să... Am înțeles. Nicușor, da. Fac o idee. Absent. Nu. Absent și incompetent sau doar absent? Absența cu competența nu fac poate, bună? Nu pot coexista. Nu. Și e trist. Adică am ajuns în situația în care nu reușesc să-l înțeleg deloc. De exemplu,
lăsând la o parte că nu ne lasă pe noi să facem pasajele și aici îi înțeleg panica. Bă, dacă îl lasă pe Negoiță să-l mai facă încă 3 pasaje să rezolve problema cu inelul principal și mai dă prin cap să candideze la primăria generală. Înțeleg că nu v-a lăsat iar acum și pasaje iar să faceți. Păi asta zic. Da. Nu ne lasă să le facem. Tot măcănea... Care pasaje? Care pas? Că nu le pe știu. Pe Mihai Bravo. Da, dacă știu că am tot... Inelul principal. Da. De când s-a făcut Bucureștiul cu sistematizare, cu tot de pe vremea lui Ceaușescu, inelul principal era principalea cale de comunicare, de circulație, care înseamnă așa, Mihai Bravo în sectorul 3, Ștefan cel Mare în sectorul 2, Văcărești în sectorul 4 și așa mai departe, care se închide inelul principal, care e circular. Așa, după care vine inelul median pe Grigorescu, Hațeganu și așa mai departe. Ei bine, până acum îmi spunea, domnule, nu-l lasă să facă pasajele că n-are puz. Are puzul pe masă de luni de zile, nu vrea să-l semneze. Dar e adevărat, acum fuge de mine și de presă că nu știe ce să mai zic. Deci ceea ce e foarte trist, vă arăt studiile făcute. Va alergați prin București, a? Vă arăt studiile făcute de specialiști. Dacă am avea pasajele pe care noi le avem un proiect și avem prefabricatele gata doar să le montăm, am economisi în fiecare an peste 4 milioane de ore de stat în trafic. Domnul Horia, ați auzit bine? Peste 4 milioane de ore, asta înseamnă știți cât? 10 ani. Nu, nici măcar peste mintea 10 mea. Ani. Nu, mintea mea nu poate să calculeze și mă auziți, nu contează despre cine vorba, pe cuvânt, dacă aș fi șofer, m-aș duce, scuzați-mi expresia, să-l alerg și eu puțin. Nu vorbesc acum, că eu n-am nimic cu domnul Nicușor Dan, mă rog, am părerile mele, m-am înțeles, înțeleg și rupt asta, dar dacă e așa cum stau lucrurile, cum spuneți dumneavoastră, pe cuvânt că l-aș alerga și eu puțin, în metaforic vorbind, la atâtea milioane, atâtea milioane de ore de economisire și să nu semnezi? Vă arăt studiul adică, făcut de serios, specialiști, nu înțeleg. Specialiști din țară, ingineri de trafic și, atenție, poate nu era credință. Am avea poate... aerul mai curat, le-am dat, le are, nu poate să dar zică. Poate nu era credință, poate este birocrație, nu știu, zic și eu acum. Încerc și eu să fiu avocatul domnului. L-am dat în judecată, iar în prealabilă, cei de la urbanism, pentru că s-au speriat, ne-au răspuns că problema nu e la dânsii, că dânsii le-au întocmit și le-au trimis în pe baza primarului. Primarul nu vrea să le dea drumul. Avem hârtie scrisă de la Primăria Generală de Redecție de Urbanism. De ce să facem lucrurile astea? Să ne facem unii la alții lucrurile astea când e pentru oameni? Vă mai dau de câteva ce? Detalii de relevante. Mă scuzați, de ce e teamă, are vreo teamă că, domne, vă veți bate cu pumnul în piept, cu uite ce realizări am și că vă duceți la primărie? Acum o oră ați spus răspicat, uitându-vă în ochii mei, că nu voi candida la Primăria Generală. Subiect închis, așa mi-a zis. Fix așa. Deci am închis-o. Da. Bun. Ok. Și atunci? Păi se întâmplă așa. După ce mai o paranteză că uit. Ce mașină conduceți? Peugeot 208. Păi de ce nu conduceți, domnule, Dacia să fiți român adevărat? De ce nu conduceți Dacia? Peugeot. Dacia, neaușă. Pentru că dânșii au câștigat la licitație. Ah, ok. La licitație nu e ce vrei. Ei vin cu, nu știu ce, e electrică. Da, este mașină electrică. E mașină electrică, da. 100% electrică. Da, deci asta cu pasajele mă scot din minți. Asta cu pasajele. Pe bună dreptate. Vreo 14.000 de tone de CO2 echivalent ar fi aerul mai curat dacă am avea pasaje. Ați auzit bine? Și ce înseamnă 14.000 de tone de CO2? Nu. Nu. Și în cât timp, dacă s-ar semna, în cât timp s-ar face pasajele? Vreo 8.000 de tone de combustibil consuma mai puțin. Economie, adică? Da! Dacă am avea pasajele. Și în cât timp s-ar face dacă s-ar semna? 6 luni maxim. Și atenție. Numai că mă enervați. Vă dau scris. Vreau să plec liniștit acasă, Zen. Mă enervați. Vă rog, dați-mi. Haideți să fim pozitivi. Da. Ce îmi dați scris? Îmi dați scris că le amortizăm cel puțin o dată pe an, dacă nu de câte două ori pe an, așa cum amortizăm pasajele pe care le-am făcut la ieșire din București spre Constanța. A fost la mare anul ăsta? Da. Cum a fost ieșirea din oraș? Nu mai îmi puneți întrebări retorice. Păi vreau să vă știu părerea. N-ați ieșit bine? N-ați intrat în regulă? Ba da. S-au circulat fluent? Vă dau analiză. Eu stau un voluntar. Eu stau un voluntar. Eu imediat ies. Pe unde ieșiți imediat? Imediat. Cum? Din voluntar imediat.
nu știu că eu nu mă pricep la astea. La... Deci imediat am ieșit pe autostradă, autostrada mare, care în loc să ducă la Otopeni, mă duc în direcție opusă. Nu mă întrebați că nu mă pricep. Dar imediat ajung să ies la mare. Din voluntar pe centură? Da, poate. Pe centură, da. Păi eu stau chiar acolo, păi aproape. Centura, da. E destul de blocat între voluntar și... Nu, e sunt secunda 1, adică okay, eu sunt foarte mulțumit. August, poate în august să fie. Dinspre oraș, ieșirea da. Dinspre oraș spre mare era un adevărat calvar. Iar acum... Am făcut pasajele să circulă absolut decent. Boierește, se zice. Iată. Da. Și vă dau rezultatele unui studiu de impact, care ne spun așa că peste 2 milioane de ore se economisesc în fiecare an mai puțin timp petrecut în trafic datorită pasajelor pe care le-am construit acolo, economisim vreo 4.000 de tone de combustibil și amprenta de carbon scade cu peste 8.000 de tone. Amprenta de carbon, adică mai puțin o travă în aerul pe care respirăm. Dacă e să le traducem pe toate astea în bani, rezultă că noi amortizăm investițiile de la pasajele dinspre Constanța, le amortizăm în fiecare an de câte două ori. Și mai nu există investiție mai bună decât asta. Nu există. Pur și simplu nu există. Da. Dar după ce... Scuze și cu asta și da. Am făcut Hațegan în 60 de zile un bulevard făcut de la zero. De la zero. Primăria Generală estimase peste 120 de milioane de lei buget pentru Hațegan. Noi l-am făcut, noi însemnăm Primăria Sector 3. Nu vreo societate comercială, ca să înțeleagă. Noi, Primăria Sector 3, l-am făcut în 60 de zile cu mai puțin de 10 milioane de lei, la un standard foarte ridicat. Deci, dar, mi-am luat în calcul că după ce ne-a lăsat să facem pasajele de la Ikea și Bulevardul Hațeganu, cred, n-am probe, nu mă întrebați de probe, dar cred că a sperat că o să ni le dea și noi o să ne împiedicăm. O să vă rupeți gâtul. Da, că nu o să putem să le facem. Când a văzut, nu doar că le-am făcut, dar le-am făcut și cu 2 lei și ultra rapid. S-a gândit mai bine. Da, s-a gândit, da, mi-am luat în calcul că asta îl va speria foarte tare și că nu ne va mai lăsa să facem nimic. E un tip sperios, domnul Nicu Șordan? Eu cred că iepurile e cel mai vitează în comparație cu dumnealui. Cred că e foarte panicat. Negoiță. Să vă mai întreb ceva. Am citit, că asta nu știam, când mă documentam pentru emisiune. E adevărat că ați reabilitat în sector mai multe blocuri decât în toată România la un loc? De când sunt primar, da. De când sunteți primar? Sau da. E o vrăjeală electorală asta pentru voturi? Domne, eu. Că mi se pare incredibil. Adică dacă ați făcut asta, jos pălăria. Nici nu știu ce să vă spun. V-aș da o medalie. Pentru că eu știu cât de greu trăiesc oamenii la bloc și cât e de greu și nu e, nu ușor. Vă dau doar un singur exemplu. Dar e adevărat? Este mai multe decât adevărat. În toată România? Decât în toată România la un loc cu toate cele 5 sectoare cu tot. Ok. Dai că să ne înțelegem. Când am ajuns în primar în 2012, sectorul 3 era ultimul din listă. Ultimul. Avea 33 de blocuri reabilitate. Atât avea. Astăzi când discutăm sunt aproape 2000 reabilitate. În România, în toată perioada asta, nu s-au reabilitat atâtea blocuri. În toată România, incluzând cele 5 sectoare. Bravo, bravo. Cât aveți bugetul, PAN, la sector? Cât e tot bugetul, PAN? Astăzi, când discutăm, avem un miliard și ceva. Un miliard spre 1,5 sau 1,3? 1,3, da. 1,3. Al câtelea buget e? Suntem la nivel de sector 1. Al câtelea, că nu mă pricep. Al 3, după Primăria Generală are cel mai mult. Primăria Generală are bugetul de 4-5 ori mai mare ca noi. Mai mare decât noi. Da. Dar, haideți să ne înțelegem. Noi avem bugetul comparat cu sectorul 1. Dar, dacă este să împărțim la număr de locuitori, că așa e normal. Adică, nu poți să spui că sectorul 3 are bugetul mai mare decât Glina. Normal, logic. Nu? Haideți să ne ducem să vedem care e bugetul per cap de locuitor. Sectorul 1, astăzi când discutăm, are bugetul de, pe cap de locuitor dublu față de sectorul 3. Da. Pe cap de locuitori. Adică avem bugete comparabile, sectorul 1 având populație la jumătate. Da. Iar costurile sunt per cetățean. Creșă, grădiniță, școală, salubritate, spații verzi, parcuri. Ați rezolvat cu cozile alea, cu grădinițele și cu școlile, cu înscrierile. Nu știu că ați rezolvat totul. Anul trecut am înscris, după înscrieri, mai aveam câteva sute de locuri neocupate. Bun. Domnul Robert Negoiță. De mulți ani noi nu refuzăm nimic, nici la creșă, nici la grădiniță. Domnul Robert Negoiță,
omul Negoiță sau primarul Negoiță sau milionarul Negoiță, cum vreți dumneavoastră. Nici într-un caz. Cetățeanul. Cetățean, da, că sunteți din toate. Sunteți câte din toate. Puțin. Unde își face revelion? Acasă. Acasică? Voi fi și la minorul, pentru că avem două petreceri de revelion la minorul. Foarte probabil la 12 noaptea voi fi în Parcul Iore, unde avem un mare concert cu lasere și artificii și toate cele, să intrăm cu se cuvine în noul an. Uh-huh. Iar între timp voi ajunge și să stau câteva momente cu familia. Că familia mea, toată familia mea, este în București, petrecem în sectorul 3, acasă la fratele meu. Acasă la Ionuț, nu? Da, acasă. Da, relație bună cu Ionuț, din ce înțeleg, din tot ce mi-a povestit, extraordinar. Este cel mai bun prieten al meu și un om extraordinar. Da. Chiar e un tip. Sunt fericit să am un frate care se numește Ionuț Negoiță și e de super bună calitate. Tot respectul și stima. O ultimă întrebare. Ce vreți și ce sperați pentru România? Noi, ca români. Că vorbeam că s-a mai dus așa, parcă sentimentul ăsta, din păcate. S-a mai disipat. Ce vrea Robert Negoiță pentru România? Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Mă întristează, de exemplu, eu când eram la școală, ziua se începea cu careu și imnul de stat. Automat. Și eu la fel. Astăzi, la ceremonia de deschidere a anului școlar, nu se cântă imnul de stat. Și nu puteți să impuneți? Ca primărie? Nu știu, întreb. Încerc. Dar școlile nu sunt subordonate primăriei. Bun. Noi încercăm să îi încurajăm în ideea asta. Măi, oameni buni. Haideți să fim realiști. Să conștientizăm că ăsta e sistemul de educație. Care sistemul de educație are o multitudine de componente. Ce doresc eu? Cred că România nu avea o variantă mai bună vreodată în istoria existenței, o alternativă mai bună decât apartenența la UE și NATO. Cu un mic asterisc, să-mi dați voie, da? Să-i lase pe românașii noștri să-și taie porcul. Să-i lăsăm să-și taie porcul. Îmi permiteți? Da. Vin de la țară. Hai să-i lăsăm pe oameni să-și vadă de tradițiile lor. Domnul Horia, vin de la țară. Da. Doamne, vin de la țară. Da. Nu e ok. Nu din punct de vedere sanitar. Nu e ok ce? Nu din punct de vedere sanitar. Deci, domnul Horia, că ne-am privit în ochi până acum. Da. Dumnezeu, sunt un om corect. Că gândesc greșit, sunt conștient că sunt multe situații în care gândesc greșit. E dreptul dumneavoastră. Dar. Da. Dar. Eu copil, să mă puneți pe mine să hrănesc, că eu am crescut cât am fost la țară, am crescut nu mult, am anumite perioade, am avut găini, am avut capre. Dumnezeu să mă puneți pe mine să țin iedul ca să-l taie taică-miu, după ce l-am hrănit și m-am jucat cu el. Dacă asta nu e o traumă psihică pentru copil, apoi care mai e? Eu știu, dar purcelul nu e departe de asta. V-am întrebat altceva. Știți ce v-am zis? Hai nu să-i lăsăm pe oameni regulă. Să-și respecte tradițiile. Măcar atât. Avem tradiții. E bună Uniunea Europeană, dar știți cum e. Nu toate tradițiile să respectăm bune. Și Uniunea Europeană, dar să respectăm și diversitatea și tradiția. Știu că vă supăr cu ce am să vă spun acum. Dar nu. Dați drumul, nu mă supărați cu mine. Din punctul meu de vedere. Da. Eu sunt un liberal în gândire, chiar da. Libertin. Da. Greu să mă convingeți pe mine că trebuie ceva interzis. Da. Dar eu, dacă aș putea să protejez copiii de acel moment în care îl pune părinții să îl țină porcul ca să-l omoare, da. N-aș ezita să-i protejez. Asta, că sunt mulți copii care nici nu văd asta. Dar cu carnea aia de porc și cu jumările alea au crescut generații întregi, unele de genii în România. Credeți-mă. Părat. Una e una și alta e alta. Da. Nu cred. Sunt iubitor de animale, știu. Am înțeles, da? Înțelegeți unde deci, eu nu mă acasă... refer la chestia de tăiere, care evident că e sadism și este sălbatică. Eu vorbesc de faptul că oamenii trebuie să aibă grijă, mândrie aia. Bă, nu-mi lua porcul, nu-mi lua mândrie. Ia multe, dar nu-mi lua mândrie. Ok, dacă putem la asta mă referam. Dacă putem să o rezolvăm pe asta. Da.
fără să generăm traume. Am înțeles. Cu efecte, sunteți de acord. Cu efecte grave pentru psihicul celor micuți. Da. N-am nicio problemă. Am înțeles. Ba chiar mânca și o bucată șorici. Nu o să obișnuiești. Nu sunteți, nu? Ba, nu, da, mai bine banane. Da. Bravo. Nu, să ne înțelegem. Eu am fost crescut într-o familie de vegetarieni. La mine acasă nu s-a gătit carne niciodată și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Foarte că bine. N-am fost în situația în care să tai vreodată vreun pui de găină. Să fii sănătoși. Să fii sănătoși. Dar să știți că și brocoli ăla plânge când îl... Adevărat. Da, 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 da. Păi, brocoli, de, plantele sunt ființe vii, da. Da, exact. Dar domn... parcă nu e același lucru. Da. Bun. Să rămânem totuși și români, dar în Uniunea Europeană. Român, dar în Uniunea Europeană. Nu văd viitorul în afara UE și NATO. Corect. Nu-l văd. Corect. Nu, nu mi-l imaginați. Nu, nu cred că... Domnul Negoiță... Nu în timpul existenței noastre. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc foarte da? Mult. Da? Ziceați că stăm mai puțin, dar am stat o 50. Aoleu, da. Da? Da. Știți, Doamne, nu? Mi-a făcut mare plăcere. Înseamnă că m-a făcut plăcere. Da, mulțumesc. Mulțumesc că... Să faceți treabă și sper peste 3 luni, 6 luni, un an să nu vă văd că vă bate cine știe cine prin poartă și să vă văd pe la televizor. Adică peste un an sau 6 luni să vă văd la mine tot așa, în formă maximă, ca să zic așa. Nu cu cine vreau știe ce tinichele agățate de fără. Vreau să vă asigur că nu fac nimic și vă privesc în ochi și vreau să mă duceți la detectorul de minciuni. Dar absolut nimic care să justifice așa ceva vreodată. Așa să vă ajute Dumnezeu sau cum se zice, așa să vă fie viața. Să faceți treabă și să faceți ce faceți, că e clar că faceți din pasiune și până la urmă nu contează, părerea mea e zero în toată povestea. Contează cei care v-au ales la nu știu câtele mandat, ca să zic așa. Adevărat, mulțumim domnul Negoiță. A fost Robert Negoiță, am vorbit sport, politică, dezvăluiri din fotbal, multe, multe, multe. O să continuăm cu invitați de marcă din această zonă care interferează cu sportul, pentru că sportul are nevoie și de politică, politica are nevoie de sport și o să mergem în continuare cu acest șir de emisiuni. Mulțumesc încă o dată lui Robert Negoiță, mai mult decât interesantă discuția. Nu-l cunosc prea bine, dar chiar mi s-a părut un interlocutor extrem, extrem de interesant. Restul știți cum e, dumneavoastră, cei care îl alegeți, hotărâți dacă este bun, dacă nu este bun, dacă vreți pe altcineva, deși din ce am văzut, cred că mai departe, cred că tot cu domnia sau o să mergeți. Da, știți cum e, viața va decide și până la urmă dumneavoastră cei din sector care contați cei mai mult, adică cetățenii. Mulțumesc, sunt Horia Ivanu, cetățenii și microbiștii, că sunteți și cetățeni și microbi, să nu uităm asta. Sunt Horia Ivanoviș, ne oprim aici, toate cele bune, aici se încheie o ediție specială de Fanatic.